nerăbdător să creștem împreună și să oferim un imbold sănătos generațiilor ce vor veni. Să le mulțumim sponsorilor care sunt mereu alături de noi. Sponsorii acestei ediții sunt Vifor Pharma, Energy, Dr. Fito și USP România. Misiunea USP este să protejeze sănătatea oamenilor, oferindu-le produse de calitate, inovatoare, cu eficiență dovedită, potrivită nevoilor individuale specifice. USP a intrat pe piața din România la începutul anului 2021 și a lansat o serie de branduri apreciate de consumatorii și profesioniștii din domeniul sănătății: Bloxyvir, Estabiom, Ischial, Pelavo, Herbitusin, Stoperol. Urmărim să-și extindă constant portofoliul. Vrem de asemenea să le mulțumim partenerilor media care sunt alături de noi, Ela Travel, English Kids Academy, Clinica de Nutriție Kilostop Junior, pentru sprijinul oferit și pentru încrederea manifestată față de valorile promovate în cadrul acestui eveniment. Acestea fiind spuse, știu că timpul fiecăruia este prețios, așa că o să trec direct la subiect. Și o să o invit pe doamna profesor dr. Doina Pleșca să ne vorbească despre infecțiile respiratorii la copii în contextul actual, pentru că este o perioadă dificilă, critică și, din păcate, ea se prelungește. Doamna profesor dr. Doina Pleșca este medic primar pediatru, medic primar neurologie pediatrică, supra-specializat în pneumologie, directorul departamentului de pediatrie din cadrul Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și președintele Societății Române de Pediatrie. Să-i mulțumim doamnei profesor Pleșca pentru toate informațiile valoroase pe care le-a oferit din perspectiva unui expert. Este o reală plăcere să o ascult și să aflu de la dânsa tot felul de lucruri utile tuturor mămicilor. Așa că, doamna profesor, mă bucur să vă salut și să fim din nou împreună. Și vă ascultăm cu mare, mare interes. Și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate de a mă afla în fața părinților. Cred că sunt cei mai interesați la acest moment în a aborda teme de larg interes pentru pentru menținerea stării de sănătate. De la bun început, aș vrea însă să fac o precizare foarte importantă. Am gândit extrem de mult la cum să structurez această prezentare și de asemenea aș vrea să mărturisesc că nu am absolut niciun conflict de interese vis-a-vis de această lucrare și este gândită tocmai pentru a fi cât mai aproape de fiecare dintre părinții care ne sunt alături și pentru a le permite a înțelege mai bine cam cum gândim noi medical și cam cum ar trebui noi să abordăm diferite afecțiuni ale copilului și nu numai. Tema este într-adevăr de mare interes pentru că vedem e frig, vedem de asemenea că încă n-am scăpat de ceea ce se cheamă această, din nefericire, pandemie, dar în același timp trebuie să recunoaștem faptul că a venit frigul, și că virusurile și bacteriile încep să se reactiveze mai mult decât oricând. Patologia respiratorie fiind indubitabil principala cauză de morbiditate, adică de îmbolnăvire și de mortalitate în rândul copiilor. De ce spun asta? Pentru că studiile făcute la nivelul țărilor europene și nu numai, au demonstrat că toate aceste patologii care interesează alveolele bronhice și nu numai și căile respiratorii superioare, determină numeroase vizite la medic, numeroase consultații, câteodată abuziv de multe investigații, tratamente, unele mai năstrușnice decât altele, spitalizări și nu în ultimul rând absenteism pentru copii, absenteism pentru părinți. Și m-am gândit că ar fi foarte util pentru noi toți să vedem de ce se pierd copiii în lume. Pentru că de aici ar putea să fie punctul de pornire a acestei lucrări. Foarte interesant și trebuie să mărturisesc că anul 2020 a fost un an ca și 2021 a particulare, doi ani foarte diferiți, așa încât
datele statistice referitoare la ceea ce eu voi exprima în continuare sunt destul de limitate. Vedem că, lăsând la o parte bolile nou-născutului, de departe cele mai frecvente cauze de deces ale copiilor sunt bolile respiratorii, care interesează aparatul respirator, urmate îndeaproape de bolile infecțioase care interesează tubul digestiv. Dacă în 1990 erau estimate cam 2,5 milioane de decese la copii și mai ales în primii 5 ani de viață determinată de bolile respiratorii, vedem că acest trend, ca urmare a îmbunătățirii sistemelor de sănătate la nivel global, au dus la o reducere semnificativă a deceselor. Cu toate acestea, vedem că ele sunt încă într-un procent destul de mare, aproape de 900.000 de decese prin boli respiratorii, dintre care 810.000 de decese prin pneumonie. S-au făcut analize să se vadă care sunt diferențele în ceea ce înseamnă mortalitate, pentru că noi trebuie să ne bucurăm de copii, trebuie să veghem asupra stărilor de bine, trebuie să îi aducem în statutul de adolescenți și adulți tineri cât mai sănătoși. Și orice boală care survine în anii copilăriei poate să determine niște implicații pe termen mediu și lung și de asemenea pot să înregistreze, așa cum este și situația graficului pe care îl prezint, decese. Vedem că un an mai târziu față de imaginea anterioară, în 2018, de la cifra pe care am menționat anterior de aproape 1.700.000 de copii decedați prin pneumonie și mă refer la copiii sub 5 ani, aceste cifre au scăzut la 800.000. Sunt mulți copii care mor din cauza unor afecțiuni pulmonare. Și nu puteam să trec cu vederea faptul că doar în urmă cu câteva zile, ca urmare a importanței pe care această afecțiune o are în starea de sănătate și în rata mare de decese, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Pneumoniei. Pentru copil sunt, de fapt, stipulate câteva riscuri majore. Poluarea, extraordinar de importantă, nutriția inadecvată și accesul copiilor la vaccinare. Și de asemenea, se precizează faptul pe care de fapt noi doctorii îl cunoaștem, că oricine poate să dezvolte o pneumonie, dar din nefericire adulții peste 70 de ani și copiii până în 5 ani sunt cei mai predispuși să dezvolte această patologie. Mergând mai departe, ar trebui ca fiecare dintre noi să știm că pneumonia ucide mai mulți oameni pe pământ decât orice altă infecție. Și atunci ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toate sistemele de sănătate și, evident, decidenții din fiecare țară să asigură doze suficiente de vaccinare pentru bolile care pot fi prevenibile prin vaccinare, să se reducă poluarea și tutunul în mod deosebit și, de asemenea, să se intensifice lupta pentru menținerea curățeniei. Folosirea apei și săpunului sunt foarte importante în a preveni îmbolnăvirile micuților copii. Dacă ar fi să ne gândim cam cât de frecvente sunt bolile respiratorii, care de fapt sunt principala cauză de îmbolnăviri acute atât la adulți cât și la copii, de departe infecțiile aparatului respirator localizate superior, adică la nivelul faringelui, la nivelul căilor nazale, la nivelul urechilor, la nivelul laringelui traheei, sunt mult mai frecvente decât infecțiile joase care interesează în mod deosebit plămânul. Că vorbim de bronhii, că vorbim de țesutul care susține căile respiratorii sau, de ce nu, cea mai importantă zonă, zona alveolară, unde se realizează schimburile gazoase și care, atunci când această zonă este afectată, determină îmbolnăviri extrem de severe, costisitoare și chiar mortale, adică pneumonie. Dar o problemă reală cu care noi ne confruntăm ca clinicieni și, pe de altă parte,
creează un mare disconfort familiei, sunt îmbolnăvirile foarte frecvente pe care un copil le poate avea și care, urmând niște definiții pe parcursul anilor, care tot se încearcă să se îmbunătățească, au fost definite ca infecții respiratorii recurente. În medie, dacă vorbim despre copii, și copilăria începe de la perioada de nou-născut, sfârșindu-se la 18 ani, cam 15% dintre copii vor dezvolta o infecție respiratorie recurentă, cam 6% din cei sub 6 ani, iar dacă observăm, vârsta mică, 1-4 ani, 18%, copiii sub un an, 25%. Și așa cum anterior menționam, infecțiile superioare sunt de departe cele mai frecvente, până la 90%, în timp ce infecțiile joase pulmonare sunt mult mai rare. Reprezintă o mare preocupare la nivel global. Cum să diagnosticăm mai repede, mai ales cum să prevenim aceste infecții respiratorii ale copilului, cu atât mai mult cu cât vârsta cea mai frecventă care este implicată în această patologie este reprezentată de perioada 6 luni, 6 ani. De asemenea, cu atât mai mult cu cât în zonele urbane, la categoria sub 4 ani, această patologie este foarte frecventă, cu atât mai mult cu cât șansele copilului de a fi inclus într-o colectivitate sunt mai mari, că vorbim de creșe, că vorbim de grădinițe. Și nu în ultimul rând, ar trebui să subliniez faptul că în primii 2 ani de viață, riscul de infecții respiratorii superioare, așa cum autorii acestei puneri la punct foarte recente, care datează din ultimele 2 luni, ne spun că există mari șanse ca cei alimentați cu biberonul să aibă mult mai mari șanse să facă infecții respiratorii recurente. Sunt identificați la acest moment și factori de risc, adică ne gândim la copiii care ar avea șanse să dezvolte foarte frecvente episoade de boli respiratorii. În primul rând, cei care nu sunt alăptați. Ce am putea face? Să încurajăm alăptarea. Cei foarte mici, sub 3 luni de viață, adică sub 12 săptămâni. Cei care sunt născuți prematuri. Nu uitați că România deține un loc fruntaș în mortalitatea infantilă și dintre cauzele de mortalitate infantilă din România, prematuritatea este de departe lider absolut. Sau bolile cronice pulmonare sau deficitele imunologice. Vedem de asemenea foarte interesant din ultimii 5-7 ani. Tot mai mult se scrie, se citește, se cercetează rolul pe care vitamina D îl are. Unele afecțiuni cronice, boli neuromusculare și nu în ultimul rând fumatul, familiile numeroase care locuiesc în condiții precare, care oferă celui mai mic membru al familiei șanse de a se îmbolnăvi mult mai frecvent. Așa cum spuneau, înregistrează o foarte mare dinamică în preocupările cercetătorilor în a identifica din ce în ce mai mulți factori de risc și vedem că cel puțin la începutul lunii septembrie, deci în urmă cu 2 luni, un articol foarte interesant completa la lista pe care am prezentat-o și alte cauze, cum ar fi de exemplu anomaliile cardiovasculare sau alergiile alimentare sau deficitele de micronutrienți, nu doar de vitamină D, sau nu în ultimul rând factorii de mediu. Deci se încearcă să se depisteze acest factor de risc și în același timp cum să prevenim noi ca acești factori de risc să interfere cu starea de sănătate a copiilor. Dar de fapt de ce se îmbolnăvesc copiii mai frecvent la nivelul aparatului respirator versus celelalte categorii de pacienți? Datorită faptului că la vârste mici există niște particularități documentate. Aparatul respirator are dimensiuni reduse, deci infecția se extinde mult mai ușor decât la adult. Are o rezervă funcțională limitată, obstrucție mai rapidă, mai severă,
are o imunitate imatură, chiar dacă el este sănătos, ceea ce creează prin necunoașterea agresorului infecțios șansele ca copilul să facă infecții mult mai frecvente. Dacă la aceasta vom adăuga factorii de risc pe care i-am menționat, atunci lucrurile vor îmbrăca o dinamică neașteptată și nefericită, copilul fiind de fapt din boală în boală. Face o boală, mai trec câteva zile, săptămâni, o ia de la capăt și tot așa. Și toate aceste episoade recurente nu vor avea decât repercusiuni asupra dezvoltării lor, lui fizice, psihice, emoționale, pentru că practic va fi rupt de contactul nemijlocit cu cei de vârsta lui. În ceea ce privește definiția infecțiilor respiratorii, s-a pornit în încercarea de a face un paralelism între numărul de episoade de infecții și intervalul de timp. Așa cum precizam la început, peste 8 episoade de infecții acute respiratorii pe an la copilul sub 3 ani și peste 6 la copilul peste 3 ani. Dar lucrurile, cum spuneam, au suferit și ele iarăși o dinamică, astfel încât în foarte interesantul material care are drept target măsurile de prevenție a infecțiilor respiratorii la copil, regăsim un consens între societățile de pediatrie din Italia. A fost o muncă titanică în care un număr impresionant de articole a fost luat în discuție, respectiv peste 4.445 de studii, din care au fost selectate doar 213. Ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră? Selectarea unor studii se bazează pe niște criterii extrem de riguroase și dintre acestea 213, 80 de studii care îndeplineau criteriile de includere în noțiunea de infecții respiratorii recurente. Și în baza cercetării acestor ultime 80 de studii s-a ajuns în anul 2022 să se definească în final, care sunt infecțiile respiratorii recurente sau când putem spune. Și veți vedea că există nuanțe legate de vârsta copiilor, pentru că e clar, cu cât e mai mic, cu atât răspunde mai prost la infecții, pentru că el nu recunoaște germenii și pe măsură ce el crește imunitar, căpătând o memorie, el se va îmbolnăvi mai rar. Și vedem, de exemplu, că între 1 și 3 ani e considerată infecție respiratorie dacă copilul prezintă 6 sau mai multe infecții respiratorii, una dintre ele pneumonie, chiar o pneumonie severă, și toate acestea pe parcursul unui an, sau dacă prezintă copilul două forme medii de pneumonie, confirmate clinic și sau radiologic. Dacă mă duc la categoria 6-12 ani, vedem că cifra scade la jumătate, 3 sau mai multe infecții respiratorii, din care una să fie pneumonie sau cel puțin două forme moderate de pneumonie. Dar și acest element trebuie nuanțat, pentru că nu pot să spun recurență doar pe aceste criterii. Când vine vorba de otită sau când vine vorba de o faringită, amigdalită sau o sinuzită. Așa încât vedem că pentru a afirma că un copil prezintă amigdalite, adică faringite recurente, el ar trebui să aibă cel puțin 3 episoade pe an. Când vorbim de otită, trebuie să aibă cel puțin 3 episoade de otită medie seroasă, adică în spatele timpanului se află puroi, nu doar că timpanul s-a înroșit. E cu tot o altă discuție. Și aceasta valabilă într-o jumătate de an sau 4 episoade pe an. Sau dacă vorbim, de exemplu, de recurența pneumoniilor. Mai cel puțin două cazuri de pneumonie severă confirmate clinic și imagistic sau sinuzitele, pe măsură ce copilul crește, începe să prezinte afectare sinuzală și vedem că și în această situație cel puțin patru episoade de sinuzită per an și acestea, bineînțeles, determinate de o etiologie bacteriană. Deci vedem că pentru fiecare termen sunt făcute extrem de multe și riguroase cercetări pentru a se ajunge la un numitor comun și pentru a defini corect
starea copilului. Ar mai trebui totuși să știm că abordarea copilului cu infecții respiratorii recurente are câteva particularități. Marea majoritate a copiilor sunt copii sănătoși, cu o funcție imunitară normală, dar care nu este încă matură, așa încât el nu are o boală de fond, adică o boală de inimă, o boală pulmonară cronică, o boală neurologică, imunologică. Între episoadele de boală, el arată ca un copil și se și comportă ca un copil sănătos, are o stare de nutriție bună. Această categorie mai degrabă va dezvolta niște infecții localizate în jumătatea superioară, adică nas, gât, urechi. Mai rar vor face forme severe de pneumonie sau de infecții acute respiratorii. Rare ori acești copii, și ăsta este cel mai important poate mesaj din toată prezentarea mea, rare ori, excepțional, copiii au nevoie de antibiotic, pentru că marea lor majoritate, când vorbim de un copil sănătos, sunt afectați de boli virale. Virusurile nu se tratează cu antibiotice. De asemenea, tot la această categorie, infecțiile respiratorii diminuă și dispar în anotimpul cald, pentru că atunci există un cu totul alt dinamism al germenilor în mediu și examenul clinic al copilului este în limite normale. Dacă însă la acest copil sănătos adiționezi niște factori de risc, de exemplu, lipsa alimentației naturale, singura sursă de apărare antiinfecțioasă a sugarului este în exclusivitate în primele luni de viață date de laptele matern. Intrarea în colectivitate, unul tușește, altul strănută, pe altul usură în gât, sunt tot atâtea posibile etiologii care pot infecta copilul, ca și familiile numeroase. Foarte multă literatură și extrem de, să spunem, diversă vis-a-vis de rolul animăluțelor de companie. Un copil singur trebuie să aibă un prieten și întotdeauna acel prieten este de preferat a fi un animal. El se va sfătui, el va avea niște sarcini vis-a-vis de animăluți și va crea o simbioză între cei doi, dar cu mare atenție vis-a-vis de starea de curățenie și de sănătate a animalului de companie. Spațiile închise mă cuprinde groaza când mă gândesc că a venit frigul și mă duc din când în când la mall și văd mămici cu cărucioarele plimbând sugari de vârste foarte fragede și pericolul la care ele își expun copiii în spațiile închise și aglomerate. Expunerile la fumul de țigară, la gazele toxice și la acestea adăugându-se particularitățile care din nefericire sunt din ce în ce mai frecvent găsite ale copiilor alergici. Foarte adesea ei reprezintă o populație la risc. De ce am considerat că e necesar să discut despre infecțiile respiratorii recurente? Pentru că realmente există niște consecințe severe pe termen mediu și lung, atât pentru copil cât și pentru familia acestuia. Copilul nu mai vrea să mai mănânce, copilul își încetinește ritmul de creștere staturală, ponderală, ba dimpotrivă, pierde în greutate, nu mai merge la școală, într-o lume normală, când școala este deschisă. Evident, dacă nu este prezent, nu știe tot ceea ce se discută la școală și scade randamentul școlar. Copiii și părinții acestora nu se mai odihnesc datorită faptului că de cele mai multe ori noaptea încep să tușească, să respire cu dificultate, creând un mare disconfort familiei. Din cauza asta, părinții nu mai merg la servici sau mai degrabă stau în concedii medicale. Apar probleme financiare pentru că trebuie să o recunoaștem. Mulți dintre părinții care au copii mici riscă să-și piardă locurile de muncă și implicit apar tulburări de comportament care vor afecta dual
pe de o parte copilul care tot timpul este bolnav, care trebuie să meargă la doctor, care eventual este internat, care necesită un tratament și părinții disperați care sunt într-o instabilitate familială și mai ales financiară. Și atunci trebuie să gândim corect care ar fi cele mai utile metode de a preveni. Nu trebuie să ajungem să tratăm o boală, trebuie în primul rând să prevenim această boală. Și această boală, referindu-mă la infecțiile respiratorii recurente. Și atunci trebuie să punem mult mai mult accent pe educație, educație în familie, pe igienă, că vorbesc de igienă corporală, că vorbesc de igiena meselor, de igiena somnului, de protejarea copilului de factori de risc. Sunt doar câteva din discuțiile care ar trebui să cuprindă tot mai mult spațiul real, dar și virtual, în a veni în sprijinul familiilor. Strategiile și măsurile de prevenire a infecțiilor respiratorii au fost pe larg dezbătute și vedeți că tot începe de la inițiative dietetice, de la activitate fizică, de la evicția factorilor poluanți, de la modul în care copilul doarme, vaccinarea. Deci este o listă. Nu există o doctorie miraculoasă pe care, dând-o copilului, ești sigur că acesta nu se va mai îmbolnăvi. Nu. Pentru a preveni îmbolnăvirea copilului sau pentru a preveni formele severe de boală când acesta se îmbolnăvește, trebuie să abordăm un arsenal de strategii. Și atunci, totul se învârte în jurul părintelui, care trebuie să știe ce înseamnă o dietă corectă, echilibrată, diversificată, bogată în legume și fructe. Trebuie să știe că somnul este parte componentă esențială în starea de sănătate a copilului și de asemenea trebuie să tot părintele să știe că nu e bine să fumeze, că nu e bine să ducă copiii în spații închise, aglomerate, că nu e bine să folosească anumite mijloace de încălzire, unele dintre ele fiind extrem de poluante și creând un pericol real pentru arborele bronșic în formare pe care copilul îl are. Despre vaccinare nu voi vorbi foarte mult pentru că în continuare colega mea, doctorița Drăgănescu, va extinde acest subiect. Doar câteva mesaje vis-a-vis de vaccinare. Trebuie să gândim că vaccinarea protejează împotriva unor agenți patogeni care pot fi mortali sau care pot determina sechele indubitabile care vor marca viitorul copiilor. De asemenea, trebuie să reținem faptul că, așa cum spuneam, și nu mă dezic de ceea ce am spus, cele mai frecvente infecții ale copiilor sunt infecțiile respiratorii virale și atunci avem câteva vaccinuri orientate către această etiologie, când mă refer la marea majoritate. Poate că pe primul loc ar trebui să amintesc vaccinarea antigripală și poate că ar merita iarăși ca fiecare dintre noi să rețină că Academia Americană de Pediatrie de zeci de ani recomandă vaccinarea antigripală la populația pediatrică începând de la vârsta de 6 luni. Acum este o largă discuție vis-a-vis de vaccinarea anti-SARS-CoV-2 în populația pediatrică. Ne aducem aminte, mai 2021 s-a avizat vaccinarea copiilor împotriva acestui virus la categoria 12-17 ani sau 18 ani, iar acum, în data de 18 octombrie, la Agenția Europeană a Medicamentului, este în evaluare vaccinul pentru categoria 5-11 ani. Nu trebuie însă să neglijăm schema de vaccinare cuprinsă în Programul Național de Vaccinare. De ce? Într-adevăr, acele vaccinuri, în marea lor majoritate, au o acțiune antibacteriană, în felul acesta limitând episoadele de îmbolnăviri severe, dar mai ales
complicațiile bacteriene care pot surveni după o boală virală. Deci trebuie să avem grijă să respectăm acest program adecvat fiecarei vârste și patologie ale copilului. Foarte multe discuții vis-a-vis de aceste ce am încadrat, remedii din plante, homeopatie, vitamine, minerale, ulei de pește, nu am timpul necesar, ar trebui să vorbesc ore în șir despre fiecare, doar câteva repere, pentru că părinții cunosc despre echinacea, este activă pe răspunsul imun într-adevăr, dar noi, medicii, atunci când prescriem, noi nu avem păreri personale, ci părerile sunt păreri avizate, bazate pe dovezi științifice. Așa încât, dacă privim, citim și ne informăm, aș putea spune că la acest moment nu există suficiente evidențe care să susțină utilizarea zi de zi la copii a unor remedii din plante pentru prevenirea infecțiilor respiratorii recurente. Iarăși, se discută foarte mult despre medicina homeopată. Și dacă mă refer la bolile respiratorii ale copilului recurente, câteva comentarii. Această medicație nu permite în momentul de față utiliza, adică nu permite. Nu există o recomandare validată a acestor produse în infecții respiratorii recurente. Și afirmația o regăsiți în materialul pe care autorii îl cuprinde în baza slide-ului. De ce? Pentru că există, în primul rând, un număr foarte mic de studii. În al doilea rând, există deficiențe legate de metodologia studiului. În al treilea rând, nu sunt incluși exclusiv pacienți pediatrici. Noi nu putem să translatăm o medicație pentru adulți la copii, considerând-o că dacă la adulți e foarte bună, va fi și la copil la fel de bună. Copilul are niște particularități și tot ceea ce noi prescriem unui copil trebuie să fie precum o balanță. Acea balanță trebuie să țină cont beneficii, în primul rând, și risc cât mai mic pentru copil. Dacă balanța înclină către riscuri, atunci preferăm să nu administrăm o medicație respectivă. Așa cum spuneam mai devreme, vitamina D are un rol important în recurența, în ceea ce înseamnă prevenția recurenței infecțiilor respiratorii. Sunt studii de aproape 5-7 ani în care s-a demonstrat că un copil rahitic are mult mai multe șanse să dezvolte infecții respiratorii, el rahitic fiind datorită unui deficit de vitamină D. Ba mai mult, în lunile fără soare, când soarele de fapt e principalul furnizor de vitamină D prin expunerea pielii la razele acestuia, crește incidența importantă a infecțiilor pentru că sinteza vitaminei D e deficitară. De altfel, această vitamină despre care am putea vorbi la nesfârșit s-a demonstrat cu mulți ani în urmă că are un rol important nu doar să prevină infecțiile, dar și să sprijine dezvoltarea pulmonară. Și pentru că noi suntem într-o plină pandemie, sunt extrem de multe articole referitoare la rolul pe care vitamina D îl are, nu îl are, ar trebui să luăm, n-ar trebui să luăm, sunt foarte multe întrebări. Și unul din articolele mie dragi, publicat în urmă cu câteva luni, pornea de la întrebarea de ce copiii fac forme mai puțin severe decât adulții. Și e listată categoria de factori de risc pentru adulți și categoria de factori de protecție pentru copii. Și vedem aici jos la ca o sinteză a ceea ce autorii publicau în articolul menționat, că nivelurile reduse de vitamină D ar predispune adultul să facă forme severe și chiar mortale de boală. Și tot pentru că vorbim de vitamina D, trialurile clinice au arătat că aceasta ar avea un potențial rol terapeutic. Chiar se discută, dar vedeți, este nuanța de a ar putea avea.
pentru că încă lucrurile nu sunt așezate și mai trebuie într-adevăr foarte multe studii. Este clar că știm de ani de zile că vitamina D reduce răspunsul inflamator, așa cum se întâmplă, de fapt, în formele fulminante de infecție cu SARS-CoV-2, și că, de asemenea, vitamina D stimulează răspunsul organismului împotriva infecțiilor în general și infecției SARS în special. Dar trebuie să continuare foarte multe studii pentru a valida ideea că vitamina D ar putea fi un instrument terapeutic în tratamentul infecției cu SARS-CoV-2. Nu trebuie să uităm vitamina C ca rol profilactic și adesea folosită. Vorbim de infecții virale care au o agresiune asupra patului vascular, care devine mult mai friabil. Și practic există la acest moment dovezi care arată că această vitamină administrată în doze mari poate reduce mediatorii proinflamatori responsabili de așa numita furtună citochinică, dătătoare de un tablou clinic extrem de sever și mortal pentru pacienții cu SARS-CoV-2. Nu voi mai insista asupra rolurilor micronutrienților pentru că le-am precizat, poate câteva vorbe despre zinc, mai ales că suntem bombardați de fel de fel de reclame în media. Într-adevăr, sunt trialuri. Ce înseamnă trialuri? Studii făcute și metaanalizele înseamnă că aducem studiile alea împreună, le alegem pe cele care au o metodologie corectă și le analizăm și vedem câte din ele sunt bune, câte din ele sunt mai puțin bune și în funcție de pondere putem valida sau invalida un anumit produs. Așa încât, pornind de la trialuri și metaanalize recente, s-a demonstrat că zincul reduce incidența, durata și severitatea infecțiilor respiratorii. Este o metaanaliză cea mai extinsă din urmă cu 8 ani, care a cuprins și copii. E foarte important pentru că, repet, noi nu putem să translatăm ce găsim la adus cu la copii. A, da, putem să facem niște studii vis-a-vis de impactul pe care anumite produse le au asupra copilului, dar asta necesită analize, necesită o populație pediatrică extinsă ca număr pentru ca să validăm. S-a demonstrat în meta-analiza pe care o spuneam, în care zincul a fost administrat terapeutic timp de 7 zile, în cazul copiilor cu boală respiratorie acută, că reduce durata și severitatea manifestărilor respiratorii și, de asemenea, scade rata de îmbolnăvire. Dar dacă citesc doar acest element, aș zice, bun, perfect, zincul este bun. Cu toate acestea, administrarea profilactică a zincului nu aduce întotdeauna beneficii și atunci mai trebuie suplimentate investigațiile pentru a valida afirmația anterioară. Dacă ne referim la alte medicamente pe care le folosim în practica curentă, poate că aș menționa două dintre ele, lizatele bacteriene, probioticele și, dacă mă refer la imunostimulare, știți cum se întâmplă, vin părinții la doctor și zice, dați-mi și mie ceva să-i stimulez imunitatea. E foarte important ca părintele să știe că, într-adevăr, există unele produse care au în spate foarte multe studii, care nu numai că au foarte multe studii, dar au și ani întregi de experiență care îi validează produsului respectiv efectele benefice. De exemplu, lizatele bacteriene reduc semnificativ frecvența infecțiilor respiratorii la copilul la risc. Și utilizarea profilactică a acestei medicamente la copiii la risc, pe de o parte, că reprezintă o opțiune terapeutică, de ce este important pentru noi? Pentru că copilul se îmbolnăvește mai rar, pentru că copilul va avea, dacă se îmbolnăvește, episoade de boală mai scurte, cu o simptomatologie mai ușoară și implicit nu va necesita internare, nu va necesita terapie deosebită. Ba mai mult, în contextul a ceea ce am menționat,
În iunie 2019, Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat utilizarea medicamentelor care conțin lizat bacterian numai pentru prevenirea infecțiilor respiratorii recurente, cu excepția pneumoniei. Pneumonia este o afectare acută infecțioasă pulmonară aparte și nu se include în această categorie. A urmat niște luni după care s-a simțit nevoia unei revizuiri a acestei directive. Și Comitetul pentru Produsele Medicamentoase de Uz Uman, care există, funcționează în cadrul Agenției Europene a Medicamentelui, a recomandat utilizarea acestor medicamente, dar cu condiția ca companiile farmaceutice în viitorul foarte apropiat, nu mai mult de 2026, să furnizeze date suplimentare care să ateste siguranța și eficacitatea în patologia pediatrică prin noi studii clinice. Foarte multe produse pre-pro-postbiotice. Într-adevăr, folosim îndelung probioticele, sunt foarte multe studii. Unele arată efecte moderate ale probioticelor în prevenirea infecțiilor respiratorii, ele având de fapt rolul de a regla flora sănătoasă de la nivelul intestinului și în felul acesta răspunsul imunologic eficient al copilului. Dar din nefericire suntem iarăși pe niște nisipuri mișcătoare. Și iată o meta-analiză care susține utilizarea în prevenție, cu condiția ca să se precizeze foarte clar ce tulpină să dăm, în ce cantitate, pe ce cale de administrare, cât timp să dăm. Pentru că, de fapt, noi dăm niște bacterii sănătoase și trebuie să avem răspunsul la aceste întrebări. Așa încât în studiul pe care îl menționam anterior, publicat de societățile italiene de pediatrie în luna septembrie 2021, autorii menționează că este nevoie de informații suplimentare care să valideze utilitatea probioticelor de rutină în prevenirea infecțiilor respiratorii recurente. Și iarăși, ultimele două discuții se referă la scot amigdalele, scot vegetațiile la copil, că în felul ăsta reduc infecțiile. Dacă citim cu atenție aceste recomandări, vedem foarte clar că sunt recomandări solide împotriva acestei practici. Scoaterea vegetațiilor, scoaterea amigdalelor au niște criterii foarte clare. Infecțiile otice recurente care pun în pericol auzul copilului sau dimensiunile foarte mari ale vegetațiilor adenoidiene care determină tulburări de respirație în timpul somnului, deci hipoxie cerebrală, sau infecții streptococice recurente în decurs de 12 luni sunt argumente pentru a extrage aceste țesuturi limfatice care au un rol important în apărarea antiinfecțioasă. Și poate că nu întâmplător am lăsat la urmă un mesaj cu care de fapt am început. Nu avem nevoie de profilaxie de antibiotice. Și colega mea, doctorița Drăgănescu, vă va spune care sunt de fapt bolile bacteriene unde trebuie să facem profilaxie. Tuberculoza, Haemophilus influenzae, meningococul. În rest, noi nu avem nevoie să facem prevenție. A venit copilul, are 38 de grade, primul tratament antibiotic. Nu. Pentru că nu facem decât să dezvoltăm rezistență, copilul să nu mai poată să se apere atunci când va avea nevoie împotriva unei bacterii că e rezistent de antibioticul pe care îl primește, să creștem rezistența în jurul acestuia și până la urmă să determinăm un dismicrobism al copilului. Și cred că ar trebui să reținem fiecare dintre noi că infecțiile de tract respirator recurente înseamnă vizite la medic, înseamnă consultații la spital, înseamnă investigații, înseamnă tratament, înseamnă spitalizări, înseamnă absenteism, înseamnă costuri semnificative, nu numai ale familiei, dar și ale sistemului de sănătate,
care până la urmă vor afecta sănătatea societății în general. Și voi sfârși prin a vă transmite câteva mesaje. Infecțiile acute respiratorii sunt cauze frecvente de morbiditate și mortalitate, sunt în marea lor majoritate și ați văzut până la 90% cele înalte de cauză virală și etiologia virală nu se tratează decât simptomatic și nu cu antibioterapie. Și trebuie să luptăm pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor. Igiena și nutriția și somnul copilului sunt foarte importante alături de vaccinare. Este foarte important, de asemenea, la acest moment, să nu uităm că infecțiile repetate scad calitatea vieții copilului, familiei, cresc costurile familiei, costurile societății până la urmă și poate că ar mai trebui să spun că sunt necesare foarte multe dovezi științifice care să permită utilizarea, recomandarea și utilizarea de rutină a unor anumite medicamente în a preveni infecțiile respiratorii. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenție. Mulțumim și noi, doamna profesor, într-adevăr, sfaturi foarte, foarte utile. Mulțumim pentru studiile și informațiile prezentate și aș vrea în continuare să alocăm câteva minute pentru a răspunde întrebărilor sosite până acum. Mă bucur că sunteți alături de noi și iată, aveți această posibilitate, șansă de a pune întrebări și să primiți și răspunsuri foarte, foarte bune din partea invitaților noștri. Iată, cineva ne întreabă cum este mai bine să se procedeze pentru copiii mici în ideea evitării infecțiilor grave. Să fie amânată intrarea în colectivitate pe cât posibil sau invers, pentru a încuraja acumularea acestei memorii imunitare. Vă mulțumesc! Dezvoltarea copilului nu înseamnă doar să-l apăr de infecții, ci copilul trebuie privit ca un tot care are nevoie de socializare, de comunicare și de a trăi până una alta între copii. Prin copiere copilul se dezvoltă, el învață să fie ordonat, să fie disciplinat, să fie atent, să se spele, să doarmă, să învețe în colectivitate. Dacă este un copil robust, adică sănătos, din punct de vedere fizic și psihic, bineînțeles, eu pledez pentru a merge în colectivitate copilul. Sunt o adeptă a colectivității. Aici intervine însă un element foarte important: responsabilitatea celor care fac triaj epidemiologic. Trebuie să avem onestitatea, respectul vis-a-vis de ceilalți copii, vis-a-vis de părinții celorlalți copii, în a nu ne duce copilul bolnav la grădiniță, la creșă. Dacă aceste lucruri, atât de minore, dar foarte importante, le-am putea realiza, atunci șansa copilului de a se îmbolnăvi în colectivitate scade. Bun, mai avem o altă întrebare, doamna profesor. Cum îi pot întări sistemul imunitar celui mic să poată sta mai mult de 2 zile în colectivitate fără să răcească? Păi tocmai asta a fost pledoaria lucrării mele. Exact, da. Asta a fost. Adică nu pot să dau o medicație, un panaceu universal, adică cu o pastilă ne-am făcut bine, am scăpat, nu ne mai îmbolnăvim, ci tot începe de la disciplina vieții pe care o avem, de la disciplina alimentației pe care o implementăm copilului, de la prevenția pe care o facem, dându-i o alimentație corectă, dându-i vaccinurile necesare, dându-i atunci când are nevoie micronutrienții necesari. Sunt doar câteva elemente asupra cărora am insistat în prezentare. Exact, și o să rugăm pe mămica ce a scris acest mesaj să urmărească de la început prezentarea dumneavoastră și o să găsească acolo toate detaliile. O altă întrebare, cât de des ar trebui să curățăm năsucul bebelușilor în timpul virozelor și care este metoda cea mai corectă? Aici este o foarte mare problemă pentru că în momentul în care un copil are, și mai ales sugar fiind, are o infecție acută respiratorie, deja există un edem al mucoasei, deja există secreții nazale abundente și dacă mai venim noi de foarte multe ori într-o zi
aspirându-i secrețiile cu sonda aceea, nu riscăm decât să creștem din nefericire edemul local și în felul acesta să-i creștem obstrucția și să intrăm într-un cerc vicios. Deci ideal este spălături nazale cu apă de mare sau ser fiziologic, este același lucru, și culcat copilul în poziție îndecubit pe burtă, adică să-l ajutăm să-și dreneze, să stea într-o cameră aerisită, să am mare grijă că sugarului nu am voie să-i dau orice pe nas. Instalațiile nazale pot duce la intoxicații. El are o viroză și ajunge într-un departament de toxicologie dacă încep să administreze pe mucoasă fel de fel de soluții. Mai mult de o dată, de două ori pe zi, aspirațiile n-ar trebui să fie aplicate. Și pentru toți cei interesați, pe YouTube pot urmări prezentarea doamnei profesor și prezentările ce vor urma, deci acolo veți avea ocazia să le ascultați. Uite, Nani spune, materialul prezentat este foarte, foarte valoros, mulțumim, nu-l putem primi pe adresa de e-mail. Nu știu, Ani, dacă pe adresa de e-mail, pe YouTube sigur o să fie. O altă întrebare, pentru copii cu ast bronșic alergic mai mici de 12 ani, recomandăm vaccinul anticovid, dar pentru adulți. Există un capitol aparte în ghidul GINA. GINA este inițiativa de diagnostic și tratament al astmului, inițiată în 1998 și el se perpetuează cu upgradări, adică cu actualizări. În 26 aprilie 2021 acest ghid a fost republicat. Există un segment aparte referitor la vaccinarea astmaticilor împotriva SARS-CoV-2-ului. Toate vocile de seamă care au editat acest ultim număr pledează pentru vaccinarea acestei categorii. O infecție poate declanșa o agravare a bolii și atunci e foarte important să prevenim. De fapt, doamna profesor Nemes ne va spune mult mai multe, dumneaei fiind pneumolog și probabil că deja implementat aceste noi puncte de vedere ale Societății Europene de Pneumologie, dar și ale Societății Americane de Pneumologie. Sunt foarte, foarte multe mesaje de mulțumire. Mihaela Lazar spune, foarte util și bogat informațional materialul, mulțumim. Ana Maria Lecman vă întreabă, care este doza de vitamina D recomandată la copilași? Depinde de copilași. Pentru că copilașul poate să fie sugar, preșcolar, adolescent și atunci există niște doze pe care noi le recomandăm în funcție de vârsta copilului. Deci ar trebui să se sfătuiască mămica împreună cu medicul pediatru, nu în funcție de vârsta copilului. Corect. O salutăm și pe Mirela care spune ce bine ar fi dacă toți părinții ar înțelege ceea ce ați spus, doamna profesor. Da, bănuiesc că referitor la a duce copilul sănătos la grădini și la școală. Când și cât e indicat să dăm copiilor vitamina D? Când și cât? În primul rând, că ar trebui să spun că primele 18 luni, adică un an și jumătate de la momentul nașterii, zi la zi, după care se recomandă în lunile curând, septembrie până în aprilie inclusiv, administrare de vitamină D până la apariția dentiției definitive. Și după aceea intrăm în categoria de adult și acolo vitamina D este recomandată. O altă întrebare, Petru ne scrie, cât de eficiente sunt siropurile de tuse pentru copilașii sub 5 ani, în mod special cele care conțin zahăr? Mulțumesc mult! Poate aș spune că cea mai folosită medicație pentru copii este medicația adresată tusei. De cele mai multe ori, aducând mai multe daune decât beneficii copilului, pentru că, de fapt, tu trebuie să știi de ce tușește copilul, adică ce boală a produs tusea. Iar în funcție de ce boală, vei avea și o anumită conduită terapeutică. E cel mai simplu să recomanzi un sirop de tuse, dar să nu te lămurești de ce copilul tușește. Da.
Bun, mă bucur că sunt foarte multe mesaje de felicitare. Mă bucur, iată că am captat atenția părinților, nici nu mă așteptam să fie altfel. Și încet, încet, iată, evenimentul nostru își atinge obiectivul. Vreau să vă mulțumesc din suflet, doamna profesor, pentru acest lucru. Să vă doresc sănătate și energie cât cuprinde, să fiți la Mulțumesc fel la acolo cu tuturor. micii pacienți. Și o să urmărim un spot publicitar, după care vom continua cu doamna profesor dr. Roxana Maria Nemes. Protejezi împotriva virusurilor? Normal, sunt expus zilnic și tocmai de aceea am încredere în Bloxivir. Bloxivir blochează virusurile care produc COVID-19, răceală și gripă. Acum mă simt mai în siguranță. Bloxivir ne protejează pe mine și pe elevii mei. Bloxivir, pentru protecția zilnică a adulților și a copiilor cu vârsta de peste un an. Bariera ta împotriva virusurilor. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectele. Un produs USP. Încearcă noul Herbitusin Tuse cu extracte din plante și acid hialuronic. Calmează tusea uscată, răgușeala și durerea în gât. Herbitusin apare, tusea dispare. Descoperă gama Herbitusin cu efect calmant asupra gâtului, inspirat din natură, din rețete originale elvețiene. Herbitusin Tuse este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs USP. Continuăm evenimentul nostru. Mulțumim că sunteți împreună cu noi. Așteptăm în continuare mesajele voastre. Până atunci, continuăm cu doamna profesor dr. Roxana Maria Nemes, care este medic primar pneumolog și medic specialist pediatru în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, președintele Societății Române de Pneumologie. Doamna profesor dr. Roxana Maria Nemes ne va vorbi despre complicațiile pe care pandemia le aduce în continuarea bolilor respiratorii și, în acest sens, vom afla mai multe despre unul din aliații de nădejde care este alături de specialiștii noștri în combaterea infecțiilor de tract respirator superior, Streptococcus salivarius K12. Bună seara, doamna profesor! Mă bucur să vă revăd! Bună seara, bună seara, un cald, bună seara tuturor celor care ne sunt alături. Sunt impresionată cât de mulți sunt și deși îmi lipsește acea întâlnire față în față pe care nu o poți reproduce decât dacă o vezi cu sute de părinți, cu prichindei în brațe sau pe lângă ei,
Mie îmi lipsește foarte mult acea întâlnire, dar Sigur. îi salut cu tot dragul. Sunt onorată să fiu alături de moderatorul acestei sesiuni și de domnule profesor, co-speaker în această sesiune. Și o să vă transmit, înainte de a începe prezentarea, un cald mesaj care practic îl transmitem din tot sufletul pentru pacienții noștri. Suntem în această lună a sănătății plămânilor și alegerea și declararea practic lunii noiembrie ca luna sănătății plămânilor nu este deloc întâmplătoare, pentru că această sănătate a plămânilor este foarte importantă, iar în această perioadă foarte provocatoare și grea prin care trecem, sănătatea plămânilor este mai importantă ca niciodată. Și pentru că observ că leitmotivul acestui maraton impresionant este prevenția, pentru că este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm. Mă aliniez colegilor mei pentru ideea de vaccinare, pentru că prin vaccinare salvăm vieți. Și va fi sigur o prezentare care va fi dedicată acestei vaccinări, pentru că suntem într-o perioadă în care vaccinarea antigripală, vaccinarea antipneumococică și vaccinarea COVID împotriva COVID, împotriva SARS-CoV-2 este foarte importantă, atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici. Și o să intru în aceste implicații ale terapiei probiotice și o să am ca și combatant acest streptococcus salivarius K12. De ce? Pentru că, așa cum ați văzut, este foarte important în viața fiecărui individ orice infecție am face, dar dacă ne referim strict la infecțiile respiratorii, contează mult agentul infecțios căruia ne adresăm, dar și localizarea. Și așa cum am văzut, cele mai multe, de departe, ale infecțiilor respiratorii la copii sunt virale. Un lucru de știut, pentru că accesarea unei sau supralicitarea unei antibioterapii este de nedorit, creează rezistențe și atunci trebuie să intrăm și să încercăm să gestionăm corect și să punem în balanță care sunt cazurile care necesită real, pentru că sunt cazuri reale în aceste infecții care au o anumită severitate, care pot accede către antibioterapie. Indiferent dacă ne referim la infecție de căi aeriene superioare sau la infecție de căi aeriene inferioare, dintre care cea mai importantă este de departe pneumonia, pentru că este forma severă, este foarte important să înțelegem că această mucoasă respiratorie este aceeași și că o inflamație practic începe, poate ușor ascuns, dar poate accede către forme severe. De aceea și în această perioadă este foarte important să gestionăm corect diagnosticul și fac un cald apel către părinți să ajungă din timp la medic, să nu considere COVID-19 un bau-bau sau spitalul ca atare, pentru că dați șansa medicilor curanți să poată să pună un diagnostic rapid, eficient, care să permită și o terapie eficientă. O să-i faci testul rapid ca să n-ai probleme și să-i pui împreună, că de-aia m-am dus eu sau mult pe ea la rezervă, pentru că acolo are... Da, profesor. Mă scuzați, aveți microfonul oprit, vă rog să-l activați. Doamna profesor, aveți în regulă? Da, da, e în regulă. Mulțumim frumos.
Nu e problemă. A fost o mică problemă tehnică, au rezolvat-o colegii noștri, s-a oprit microfonul între timp. Ce trebuie să știm despre infecțiile respiratorii la copii este că există un număr de infecții respiratorii pe care copilul le poate parcurge, mai ales în funcție de vârstă, cu cât sunt mai mici, sunt mult mai expuși. Ați văzut căile lor aeriene sunt mult mai mici, se pot ușor obstrua și ne-am născut respiratori nazali, deci trebuie să respirăm pe nas. De aceea un semn de alarmă este atunci când copilul respiră cu gura deschisă, ne uităm în timpul somnului, suntem atenți la poziția în care doarme și faptul că vedem aceste simptome care sunt de departe simptome frecvente, care nu trebuie să înceapă neapărat cu febră. Deci stările acestea nu trebuie să ducă până la prezența acestei lucruri pe care îl gestionăm ca și agresivitate. Avem o tuse care este trenantă, care este secretoare până devine chiar agresivă. Și până se devine agresivă, dacă nu a debutat cu putere din primele 24 de ore, trebuie să fim un pic atenți dacă schimbă caracterul, dacă se accentuează și în acel moment să gestionăm un diagnostic corect. Practic, alături de purtarea măștii, care ne-a ajutat foarte mult în această perioadă, pentru că ne-a scăzut incidența mare a infecțiilor respiratorii și aici mă refer în mod deosebit în anul care a trecut, nu știu ce ne așteaptă în această iarnă și cum se va anunța această iarnă din punct de vedere al escaladării infecțiilor respiratorii, dar cel puțin pentru gripă am avut un număr mai mic de cazuri, dar vaccinarea antigripală rămâne golden standard atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Cum putem preveni? Este normal că trebuie să evităm și să ținem această distanță socială, să avem grijă și pentru cei mici cum ne spălăm pe mâini. Este foarte antrenant să faci acest lucru, să dezinfectezi suprafețele, să accesezi reguli minimale pe care cei mici practic sunt mult mai dornici să le învețe și le învață mult mai ușor în colectivitate, pentru că acolo se incită unul pe celălalt. Și dacă mă refer la prima parte de intrare a organismului, această cavitate bucală, ea găzduiește cea mai mare și mai diversă microbiotă. Este o armată mare de mii de specii diverse pe care le vedeți listate în partea dreaptă, iar acest ecosistem este foarte sensibil pentru că are o balanță care se poate dezechilibra ușor. Orică avem un sistem imunitar mai slab, ori din cauza supraîncărcării și atunci el devine un factor important atât pentru sănătatea locală cât și pentru cea sistemică, mai ales atunci când dezvoltăm și afecțiuni care pot fi prezente la nivelul cavității bucale și mă refer aici la zona care se referă la stomatologie pentru gingivite, parodontoze sau chiar și carie. Cum ne naștem? Este o întrebare atât de frumoasă. Cavitatea bucală a nou-născutului vine cu o încărcătură care practic vine cu colonizarea de microorganisme orale și vedem că deja avem de la naștere aceste tococus salivarius, foarte important, și se dezvoltă o mare diversitate de specii. Și ca să intrăm în această cascadă a multiplicării bacteriilor, ele se multiplică pentru că au un anumit spațiu care le favorizează acest lucru. Noi avem arme cu care să luptăm cu acestea. Vedeți că există un lucru care este dependent de vârstă, da? Pentru că ține de gazdă în sine, de factorii genetici, pentru că venim cu o anumită încărcătură genică, bineînțeles de acest biofilm, această încărcătură microbiană și această armă pe care microbacteriile o au și pe care există o luptă între cele care sunt, se aprofită și cele care colonizează, de a se ține, imaginați-vă că se țin de mânuță și creează așa un biofilm care e ca un fel de țară vremostașe, ca un zid. Fiecare încearcă să creeze și să acapareze teritoriul. Și atunci, și în funcție de factori anatomici, pentru că putem veni și cu anumiți factori locali anatomici, practic creăm condiții pentru acest lucru. Și aici, din categoria știați că, ar fi trebuit să vă întreb dacă știm că specia
Pioneer, cea care deschide drumurile în colonizarea inițială imediat după naștere, este într-adevăr Staphylococcus aevarius și atunci când înaintăm, când ajungem la o vârstă înaintată, nu putem spune bătrâni, nu suntem niciodată, doar că unii s-au născut mai devreme, când dinții se pierd, flora devine similară cu cea unui copil înaintea de erupția dinților. Și probioticele pe care le dăm cu viză intestinală nu au o persistență orală, pentru că acesta este jobul lor. El trebuie să ajungă acolo unde le este destinat, la nivel intestinal. Și există acest termen de probiotic oral, care se referă la bacteriile benefice pentru menținerea sănătății orale și nu sunt probiotice intestinale. Și în acest sens îl prezentăm pe acest combatant, pe Staphylococcus aevarius capa 12, supranumit gardianul cavității bucale sau blist capa 12, care asigură această protecție naturală, pentru că este deja prezent de la nou născut față de infecție de tract respirator. El produce două bacteriocine, are și el la rândul lui muniție. Sunt niște peptide care luptă și inhibă dezvoltarea tulpinilor bacteriene patogene la nivel bucal. Și acest lucru este susținut de, am lăsat aici un singur studiu care a fost efectuat în Italia pe un număr de 81 de copii care au primit acest Staphylococcus aevarius pe durată de 30 de zile, comparativ întotdeauna cu un grup placebo care nu a primit, s-au recoltat probele respective de salivă și după o lună, prin comparație, vedem și prin căsuțele respective în favoarea Staphylococcus aevarius capa 12, a arătat puterea de a reduce, de a interveni cu posibilitatea pe care o are în reducerea agenților patogeni. El are și un substrat care practic gestionează o supă de mediatori, acești mediatori inflamatori pe care organismul nostru îi declanșează în momentul în care trebuie să se apere și practic acest Staphylococcus aevarius poate să moduleze mai multe căi ale imunității cu care ne naștem. Avem două tipuri de imunități, una cu care ne naștem și una pe care o dobândim prin învățare. Cea cu care ne naștem poate fi stimulată prin stimularea producției de un factor de apărare care este interferon gamma. Ce avem ca și produs? Se numește Lorobliss. Avem un trial clinic în care 128 de școlari cu vârstă medie de 8 ani, într-un protocol efectuat în Italia. Acești copii au primit un comprimat pe zi, timp de 90 de zile, față de grupul control care nu a primit. Este foarte important că e în structură, îi făceau parte din familie, în care cel puțin un membru al familiei fusese infectat cu SARS-CoV-2 și atunci a fost de dorit să se vadă cum a reacționat copilul care a primit Lorobliss în contact direct cu cel puțin un părinte care a fost infectat cu SARS-CoV-2. Aderența la tratament a fost foarte mare și observăm că acești copii, în studiul efectuat de italieni, nu au avut niciun test SARS-CoV-2 pozitiv. Ne referim la cei care ar fi putut să dezvolte simptome. Deci este foarte importantă aderența. Aderența este dată, orice ți-ar administra un medic, ți-ar indica un medic oriunde în viață. Dacă nu ești aderent la tratament, ai mai multe elemente. Unu, ori nu ți se potrivește medicația, ori medicația nu este în doza corespunzătoare, ori medicația respectivă nu ți-e ușor să o administrezi și atunci de aceea există această relație medic-pacient, să poți comunica eficient medicului dacă ceva te supără, ai avut o reacție pe care trebuie să o raportezi imediat și acest Lorobliss reduce practic semnificativ și poate oferi protecție ca și alternativă de profilaxie atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Cei mari pentru că vorbim de Staphylococcus aevarius în comprimate, orodispersabile, iar pentru cei mici avem aceste plicuri care sunt de asemenea orodispersabile și care conțin 1 miliard de unități formatoare de Staphylococcus aevarius, ce vine împreună cu colecalciferolul, deci vitamina D3, în 200 de unități. Ce este foarte important, el nu se administrează concomitent cu antibioticul. Iar dacă ar fi să-l dăm ca și profilaxie, profilaxia este de un comprimat pe zi, sau un pic pe zi, mai mult de, în medie, 90 de zile, e această profilaxie a infecțiilor respiratorii. Sper din tot sufletul că ne-am încadrat și aștept urmările dumneavoastră.
Mulțumim și noi, doamna profesor, pentru prezentarea de făcută și vom lua câteva din întrebările care sosesc. Le rog pe mămici, pe tătici, pe toți cei care ne urmăresc să continue să adreseze aceste întrebări și aici pe chat, dar și pe YouTube aveți această posibilitate. Iată o primă întrebare. Copil de 2 ani cu astm alergic în observație, alergie la acarieni, la fiecare viroz ajunge să facă bronșite astmatiforme urâte. Ce putem face să treacă mai ușor peste ele? În primul rând, astmul este o patologie cronică. Știm că nu ne vindecăm de astm, pentru că există această tendință de a spune mi-a trecut astmul, dar este o patologie cu care, dacă o tratăm corect, practic, copilul poate duce și adolescentul și adultul, poate să ducă o viață absolut impecabilă. Și întotdeauna dau exemplu celebru fotbalist David Beckham. David Beckham este astmatic, da? Și uitați-vă cum aleargă David Beckham. De aceea copilul trebuie să aibă o viață activă, trebuie să facem sport, dar să nu ne scutim copiii de a face educație fizică. De aceea, în această pandemie, nu trebuie să uităm că sănătatea vine din a face activitate fizică, nu trebuie să stăm închiși și să nu facem nimic, din modul în care dormim, din modul în care ne alimentăm. Copilul mic, copiii care au diagnostic de astm, pot fi tratați încât să evităm exacerbările și, practic, și în momentul în care putem să evaluăm, de exemplu, după vârsta de 5 ani, funcția ventilatorie a celor mici, modul în care câți cai putere au plămânilor, da? O să observăm că o să devenim foarte impresionați de modul în care se gestionează această afecțiune și vreau să vă spun că uneori funcția ventilatorie a unui pacient astmatic este mai bună decât a unui pacient care nu are afecțiune respiratorie, dar care este decondiționat. Și aici, pentru că a venit la sentimentul doamnei profesor care mi-a întins o minge la fileu și pentru că a pus o întrebare în media despre riscul vaccinării la pacientul astmatic, acest risc practic nu bate boala în sine. Pacientul astmatic nu se află în primele 10 afecțiuni care practic ar fi, să zicem, la risc, decât dacă ar avea o formă foarte, foarte severă. Este foarte important să vaccinăm pacienții cu astm, pentru că neșansa de a face această infecție SARS-CoV-2 și de a duce un pacient pe patul de spital este mult mai agresivă în funcția ventilatorie, în rezerva funcțională pe care pacientul o are, decât să nu fii vaccinat. Trebuie să ai o armă și ai șansa acestei arme să te poți apăra. Ești în fața unui inamic invizibil, dar ai o șansă imensă de a te apăra prin vaccinare. Sunt foarte multe mesaje de mulțumire, doamna profesor, iată, Toma Genoveva, Silvia, Mirela, mulțumim pentru prezentarea făcută, mulțumim, impresionant, spune Alina Nadia Cândrea, vă mulțumim din suflet tuturor, Mihaela Lazar, la fel, spune mulțumim, felicitări. Sunt multe mesaje de mulțumire, informații prețioase, mulțumim, spune și Mihai Mariana. Mai avem aici un mesaj, iată, interesant. Băiețel de 6 ani a avut o viroză. Când îl pot vaccina antigripal? Trebuie să așteptăm o anumită perioadă de timp? Da, atât, deci, de exemplu, vaccinarea antigripală, vaccinarea antipneumococică, vaccinarea anti-SARS-CoV-2 pot fi gestionate împreună. În Statele Unite, gândiți-vă că ei deja au coborât vârsta de vaccinare până la 5 ani. Ei așteaptă să vaccineze, au o populație de aproape 28 de milioane de copii care intră în această populație care deja este deschisă pentru vaccinare. 28 de milioane de copii. În condițiile în care avem un copil care a trecut printr-o infecție respiratorie, dacă infecția e stabilizată, el poate fi vaccinat după următoarea săptămână, după următoarele 10 zile, pentru că nu îi va impacta, practic, starea de sănătate. Asta vreau să spun. De exemplu, americanii fac vaccinarea antigripală și anti-SARS-CoV-2 de multe ori în cabinet în același timp. Da? Deci nu avem nici măcar o contraindicație de a asocia vaccinurile respective. Toate vaccinurile antigripale, de exemplu, sunt tetravalente. Acoperă două tulpini A, două tulpini B și doamna profesor sigur va vorbi cu foarte multă
cu foarte multă noblețe despre acest lucru. Sunt foarte multe întrebări care am văzut. Sperăm ca să lăsăm răspunsurile în media dacă doriți, eu sunt aici cu tot dragul din lume. Bun, sosesc mesaje în continuare. Cele 10 afecțiuni care ne-ar opri de la vaccinare, întreabă cineva. Un alt mesaj, puteți numi, vă rugăm, când este neindicată vaccinarea anticovid? Deci ideea este așa. Vaccinarea anticovid trebuie pusă în postpon, trebuie oprită dacă există o afecțiune acută. Deci dacă ai o afecțiune acută respiratorie, trebuie să consulți un medic specialist pentru a-ți pune un diagnostic corect. Și spun acest lucru pentru că frica aceasta de spital trebuie depășită. Da? Trăim într-o pandemie în care nu există doar COVID-19. Există cu foarte multe afecțiuni și gândiți-vă că cel puțin în zona pediatrică aceste infecții SARS-CoV-2 de multe ori începe cu simptome digestive pure, fără să ridice suspiciunea de infecție SARS-CoV-2 dacă ne limităm doar la simptomele respiratorii. Conotația aceasta de simptome digestive trebuie să ne adreseze la spital și să nu fim surprinși dacă diagnosticul este de infecție SARS-CoV-2. Este foarte bine pentru că am ajuns la timp, decât să gestionăm prin diferite moduri și să pierdem timp. Știți, 24 de ore într-o infecție respiratorie la un copil înseamnă enorm de mult și la o persoană vârstnică înseamnă enorm de mult. Uneori vorbim de ore. Dacă ne referim la ideea de stabilitatea afecțiunii pe care nu o putem vaccina, este ce diagnostic are în subsidiar. Sunt pacienți care, în paralel, spre exemplu, vin cu pneumonii pe care le-au dus pe picioare. Sunt pacienți cu afecțiuni cronice care nu și-au mai văzut medicii și nu s-au mai monitorizat tot din frică. După ce stabilizezi afecțiunile respective, da, te poți vaccina. Și spun cu durere, este cea mai mare rată de cancer pulmonar. Cea mai mare rată de cancer pulmonar, el a explodat pentru că nu a fost diagnosticat în această perioadă. Ori 25% din acești pacienți mai au șansă să fie operați. Dacă ne ducem în această zonă la cei mici, șansa este să ajungi cu copilul la timp. Bun, te duci repede, întreb medicul specialist nu te va ține în spital dacă nu este cazul. Sigur îți va da un tratament, sigur va gestiona corect această problemă și îți va da drumul acasă. Nu înseamnă că am ajuns la spital și voi rămâne acolo. Iată un alt mesaj, Lorobis Baby se poate administra după o viroză recentă fără a consulta medicul? Mulțumesc! Da, deci se poate administra după, prevenția este de 90 de zile și el se poate administra într-adevăr 90 de zile. Dar cred că m-am întors ca un leitmotiv și așa o să închei, să nu uităm să ne vaccinăm. Este cea mai mare dorință pe care o avem ca și corp medical. Mulțumim din suflet, doamna profesor Roxana Maria Nemes, pentru toate informațiile minunate pe care le-ați adus, iată, sfaturi foarte utile. Sunt convinsă că au fost de mare, mare ajutor părinților prezenți în această seară alături de noi. O să urmărim din nou spoturile publicitare, apoi ne revenim să continuăm discuția noastră din această seară.
Tu te protejezi împotriva virusurilor? Normal, sunt expus zilnic și tocmai de aceea am încredere în Bloxivir. Bloxivir blochează virusurile care produc COVID-19, răceală și gripă. Acum mă simt mai în siguranță. Bloxivir ne protejează pe mine și pe elevii mei. Bloxivir, pentru protecția zilnică a adulților și a copiilor cu vârsta de peste un an. Bariera ta împotriva virusurilor. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectele. Un produs USP. Stai! Încearcă noul Herbitusin Tuse cu extracte din plante și acid hialuronic. Calmează tusea uscată, răgușeala și durerea în gât. Herbitusin apare, tusea dispare. Descoperă gama Herbitusin cu efect calmant asupra gâtului. Inspirat din natură, din rețete originale elvețiene. Herbitusin Tuse este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs USP. Revenim, mă bucur că suntem împreună în această seară și că aflăm atât de multe informații utile, lucruri interesante. Mă bucur că discuția noastră este dinamică, mă bucur că reușim să vă răspundem, să vă lămurim curiozităților, să eliminăm semnele de întrebare. Așteptăm în continuare mesajele voastre, ne puteți scrie aici în live, la fel pe YouTube, dacă urmăriți, puteți lăsa și acolo mesaje. Și vă mulțumim că suntem atât de mulți în această seară și suntem interesați de un subiect, spun eu, extrem de important pentru noi părinții. Mergem mai departe și propun să îi dau cuvântul acum doamnei doctor Anca Drăgănescu. Doamna doctor Anca Drăgănescu este medic primar pediatru la Institutul Național de Boli Infecțioase profesor doctor Matei Balș. Doamna doctor este implicată constant în acțiuni științifice dedicate bolilor pediatrice cu patologie infecțioasă. În această seară, doamna doctor Anca Drăgănescu ne va vorbi despre virozele respiratorii la copii și provocările întâmpinate în timpul pandemiei de COVID-19. Bună seara, doamna doctor! Mă bucur să vă văd și abia aștept să ascult ce ne povestiți. Bună seara tuturor! Sunt onorată de asemenea să fiu alături de dumneavoastră în această seară la acest eveniment. O să dau un share lucrării mele și legat de provocările pe care virozele respiratorii la copil le-au presupus în contextul pandemiei de COVID-19. Aș vrea să încep spunând faptul că, într-adevăr, nu știu dacă reușim, dacă nu am numai puțin, acum nu știu cât de bine se vizualizează lucrarea acum. Mă auziți? Vă auzim. Conexiunea mea este puțin mai slabă la spital. O să încerc acum. Vă auzim, doamna. Nu reușesc să dau un slideshow, deși la e bine acum. Vedem lucrarea, dar da, eu zic că este în regulă. Vă putem urmări, da. Da. Legat de virozele respiratorii la copil și ce provocări au presupus acestea în timpul pandemiei de COVID-19, aș spune că odată cu acest aspect particular al pandemiei de COVID-19 s-au ridicat o serie de întrebări legate în primul rând de care ar putea fi manifestările clinice ale infecției cu virusul SARS-CoV-2 la copil, faptul că pacienții adolescenți sau copiii pot avea același risc de a dezvolta infecție cu virusul SARS-CoV-2 sau manifestările clinice pot diferenția comparativ copilul mic cu adolescentul sau care este rata de transmisibilitate a infecției cu SARS-CoV-2. Vorbim de sezonul trecut, un sezon particular,
așa cum a amintit și doamna profesor Pleșca, iar alte întrebări au fost legate de faptul de simptomatologia care poate fi comună atât în gripă cât și COVID, întrebările legate de faptul că un copil poate avea o infecție cu virus gripal sau o altă viroză determinată de alte virusuri, și anume vorbim aici de răcelile comune. Care sunt simptomele care ar putea diferenția aceste afecțiuni când duc copilul în colectivitate? Ce se întâmplă dacă infecția cu SARS-CoV-2 întâlnește și alte virusuri și există riscul de a avea coinfecție și ce repercusiuni ar avea acestea asupra copilului? Mai departe, așa cum au spus și doamnele profesor înaintea mea, majoritatea infecțiilor virale sunt infecții de căi respiratorii superioare, neputând exclude evident și infecțiile de tract respirator inferior, care au însă o rată de spitalizare mai mare. De fapt, știm că toate se pot complica cu anumite complicații bacteriene în anumite condiții și aș pune accent în cadrul infecției cu virusul gripal pe complicațiile pulmonare din sfera și din sfera ORL, însă nu acesta este subiectul pe care vreau să-l subliniez în această seară. Este faptul că vorbim de infecții virale, marea majoritate de căi respiratorii superioare. Și aș vrea să subliniez, așa cum au subliniat și doamna profesor Pleșca, că antibioticele nu reprezintă răspunsul în tratamentul infecțiilor respiratorii de tract superior și este important consultul medicului de familie, pediatru sau infecționist pentru a ne îndruma atunci cât trebuie la spital, dacă este cazul. Și așa cum s-a amintit în prezentările anterioare, anul 2020 a fost un an particular, a spune, și eram obișnuiți cu o anumită sezonalitate a circulației virusurilor, virusurilor care determină la copil atât răceala comună sau a gripei. Odată cu intrarea în circulație a virusului SARS-CoV-2, precum și a introducerii măsurilor epidemiologice non-farmacologice de prevenție, o să observăm că odată cu sezonalitatea cu care am fost obișnuit și cu riscul de a mă repeta, știam de sezonul rece cu circulația în primul rând al virusurilor gripale. Și de ce subliniez asta? Pentru că infecția cu virusul gripal la copil poate avea anumite caracteristici pe care le pot aminti ulterior, precum și infecția cu virusul sincițial respirator. Dacă cu celelalte virusuri ne-am obișnuit cu o circulație aproape pe tot anul și vorbesc de rinovirusuri sau enterovirusurilor cu care ne-am întâlnit în special în sezonul de vară. Revenind la infecția cu virusul SARS-CoV-2, ne-am pus problema: dacă un copil face febră sau tuse sau are congestie nazală sau dificultăți în respirație sau durere în gât sau durere de cap, oboseală și, nu în ultimul rând, așa cum a amintit doamna profesor Nemeș, manifestări digestive, dacă ar putea fi o infecție cu virusul SARS-CoV-2. Într-adevăr, deși marea majoritate a copiilor de vârstă mică sunt copii asimptomatici, putem întâlni toate aceste simptome și în formele ușoare sau medii de boală în infecția cu virusul SARS-CoV-2. Și ce facem? Pentru că febră și tuse putem întâlni și în celelalte infecții virale și de asemenea avem o serie de manifestări comune cu gripa, de tipul obstrucției nazale, necurge nasul, durere în gât, cefalee, dureri de mușchi și, în ultimul rând, așa cum am spus, manifestările digestive. Ne-am pus problema la momentul respectiv cum diferențiem gripa și COVID-ul și de ce e important să ne vaccinăm antigripal. Comparativ cu COVID-ul, care nu pare a fi sezonier, și am spus asta de la început și știm ce s-a întâmplat în aproape 2 ani de pandemie, 2 ani se vor face în martie 2022,
Gripa are o rată crescută de spitalizare la copiii cu vârstă sub 5 ani și în special la copiii cu vârstă sub 2 ani. Comparativ cu COVID-ul, unde am putut întâlni cel puțin în prima etapă și acum forme asimptomatice de boală sau forme ușoare de boală. E clar că COVID-ul are o transmitere mai rapidă, o perioadă de contagiozitate mai mare și o perioadă mai lungă de incubație. Aș îndrăzni să spun că poate lucrurile s-au schimbat puțin acum, odată cu apariția tulpinilor îngrijorătoare, și vorbesc de varianta Delta. Întâlnim un risc mai mare de complicații din cauza gripei la copiii cu vârstă sub 2 ani, chiar imunocompetenți de tipul pneumoniei, infecțiilor din sfera ORL, manifestărilor neurologice sau ale manifestărilor digestive cu deshidratare secundară. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor cu patologie cronică asociată. Sunt copiii cu factori de risc pe care trebuie să-i protejăm, copiii cărora trebuie să le acordăm o atenție deosebită și care sunt predispuși la a dezvolta infecții virale mai severe cu complicațiile aferente. Vorbim de copiii cu azbron și cu afecțiuni neurologice, copiii cu tulburări endocrine de tipul obezității, diabetului zaharat, cu afecțiuni pulmonare cronice sau afecțiuni cardiovasculare. Practic, ce a adus acest sezon? Faptul că, deși la o mare majoritate a copiilor la forme asimptomatice sau ușoare de boală, un număr redus de copii dezvoltă complicații severe în cadrul infecției SARS-CoV-2, rata de transmisibilitate este aceeași. Noile variante ale infecției cu SARS-CoV-2 prezintă un nivel crescut de transmisibilitate și se răspândesc rapid. Iar studiile de astăzi vorbesc de sindromul post-COVID la copil, care se exprimă cu o simptomatologie clinică legată de oboseală, dureri de cap, copilul are tulburări de concentrare, insomnie, dureri articulare sau musculare, având drept consecință o scădere a randamentului școlar cu limitarea activităților fizice, lucruri care sunt descrise în studiile de specialitate și care, iar această simptomatologie se poate întinde la un procent de 7-8% din copiii afectați cu forme ușoare sau medii de COVID-19 până la o perioadă de aproximativ 12 săptămâni. Vorbeam de o schimbare a sezonalității, practic circulației virusurilor, și în primul rând măsurile epidemiologice, non-farmacologice, măsurile generale de protecție împotriva COVID-ului, purtarea măștii, igiena mâinilor, eticheta tusei, măsurile de izolare, precum și distanțarea socială sau interzicerea călătoriilor, practic au avut un major în circulația și altor virusuri respiratorii odată cu circulația virusului SARS-CoV-2. O parțială excepție este descrisă în studiile de specialitate privind circulația rinovirusurilor. Ce semn de întrebare se ridică în continuare? Faptul că dacă scăderea imunității poate crește susceptibilitatea la infecții mai severe în sezonul următor. Mai departe, tot din datele publicate și peste ocean, vedem că și cunoaștem lucrul acesta, că anul 2020 a fost un an particular și sezonul 2020-21 în circulație a presupus o circulație extrem de redusă a virusului gripal sau altor virusuri până în luna mai 2021, cu o creștere a circulației virusului sincițial respirator, o creștere care s-a înregistrat începând din luna aprilie, practic la nivel global, iar virusurile care au determinat răceala comună au înregistrat o creștere începând cu luna iunie 2021. Același lucru a fost evidențiat și într-un alt studiu care a evidențiat faptul că odată cu măsurile de lockdown, măsurile de relaxare și întoarcerea la școală, s-au înregistrat o creștere a numărului de cazuri de rinovirus.
În această încercare de a demonstra dacă lucrurile stau puțin la fel și la noi, am făcut o scurtă analiză de circulația virusurilor în populația pediatrică, care s-a prezentat cu simptome de viroză respiratorie în perioada februarie-martie 2021 în clinica noastră. Au fost înrolați analizați un număr de 113 pacienți care au fost testați pentru infecție acută de trag respirator și am observat că rata de pozitivitate cea mai mare aparține cazurilor de rinovirus, suprapunându-se practic peste datele pe care noi le-am găsit în datele de literatură. În privința virusului sincițial respirator, aș menționa faptul că evoluția clinică a pacientului pediatric cu infecție cu virus sincițial respirator se poate manifesta ca bronșiolită, bronșită și pneumonie, manifestările clinice, simptomatologia pregnantă fiind dată de tuse, de obstrucție nazală, rinoree, febră sau sindromul funcțional respirator, adică greutatea în respirație. Tot pornind de aici, am încercat să vedem ce s-a întâmplat și în sezonul prepandemic în clinica noastră, pentru că am vorbit de o schimbare a sezonalității și am observat că din totalul unor 1042 de cazuri de pacienți care au fost internați în spital pentru o simptomatologie compatibilă cu diagnosticul de gripă, 83 de copii, majoritatea cu vârsta sub 4 ani, au fost internați pentru infecția cu virusul sincițial respirator, simptomatologia clinică predominantă fiind determinată de febră, tuse și disne. Vorbeam de o modificare a sezonalității și de faptul că infecția cu virusul sincițial respirator a devenit o provocare în rândul populației pediatrice în sezonul de primăvară-vară anului 2021, când s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri și în special la grupa de vârstă sub un an. Evident că aș dori să amintesc aici factorii de risc pentru aceste infecții, vorbind de prematuritate, vorbind de copiii cu greutate mică la naștere, de boli cardiovasculare sau pulmonare și nu numai. Și de ce spunem toate lucrurile acestea? Pentru că aș vrea să subliniez faptul că este esențial că acum, în perioada pandemiei, odată cu întoarcerea copiilor, reîntoarcerea în colectivitate, ar fi bine să urmărim virusurile care determină infecții acute respiratorii pentru a putea interveni precoce în limitarea unor posibile suprapuneri epidemice în populația pediatrică. Și dacă am vorbit de întoarcerea în colectivitate și de limitarea unor posibile suprapuneri epidemice în colectivitate, aș vrea să reamintesc importanța măsurilor generale de prevenție pe care le-am tot discutat în această seară. Aș vrea să reamintesc faptul că este importantă educația în familie și așa cum a spus doamna profesor Pleșca, vorbind de o igienă a somnului, vorbind de o alimentație corespunzătoare echilibrată și vorbind de asemenea de evitarea expunerii copilului la factori de mediu care ar putea agrava evoluția acestor viroze. Și nu în ultimul rând vorbim de vaccinare și aș vrea să vorbesc de necesitatea continuării imunizării conform Programului Național de Imunizare. Aș sublinia și faptul că vaccinarea opțională reprezintă o alegere importantă, dar nu în ultimul rând pentru că suntem în sezonul de iarnă, chiar dacă o să mă întrebați, au fost o circulație scăzută a virusurilor gripale anul precedent, faptul că am încercat prin această scurtă prezentare să subliniez faptul că tocmai că nu știm la ce ne putem aștepta în viitorul apropiat și cum va fi evoluția circulației a celorlalte virusuri, vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție, practic este protecția cea mai eficientă împotriva bolii, protecția pentru formele severe de boală și, nu în ultimul rând, protecția persoanelor din jur, fiind recomandată tuturor copiilor cu vârsta începând de 6, cu vârsta de peste 6 luni. Aș spune în încheiere
legat de provocările determinate de acest sezon, de această pandemie de COVID-19, că ar trebui în tot acest context să nu uităm un lucru absolut important, să ținem cont de emoția și de nevoia copilului, de faptul că a înțeles necesitatea acestor măsuri. Ținând cont de nevoile și de emoțiile lor, putem preîntâmpina posibile consecințe pe termen lung privind dezvoltarea lor armonioasă. Și cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi, doamna doctor, pentru prezentarea făcută și pentru informațiile aduse. Avem multe mesaje la care vreau să răspundem. Asta vom face în minutele ce urmează. Iată, cineva ne întreabă, un copil de 11 ani, în ce categorie de vârstă intră la vaccinarea anticovid, 5-11 sau 12 ani plus? Dacă ne referim la actualele recomandări de vaccinare împotriva infecției cu SARS-CoV-2, până acum avem vaccinarea începând de la vârsta de 12 ani, iar pentru grupa de vârstă 5-11 ani așteptăm practic autorizarea Asociației Europene, Agenției Europene a Medicamentului. Un alt mesaj, unui copil de 12 ani căruia i s-a administrat vaccin antigripal, la cât timp după îi se poate administra vaccinul anticovid? Așa cum a amintit și doamna profesor Nemes, vaccinarea anticovid se poate face simultan cu vaccinarea antigripală sau oricând după vaccinarea antigripală. Când se administrează antibiotic în infecțiile respiratorii, cum putem noi părinții să știm dacă tratamentul cu antibiotic primit de copil este corect? Ce urmărim? Infecțiile respiratorii nu se tratează cu antibiotic. Cel mai bine atunci când un copil prezintă o infecție de trag respirator superior să fie evaluat de un medic, fie că vorbim de medicul de familie, medicul pediatric sau pediatru sau medicul infecționist. Putem vorbi de complicații severe bacteriene în anumite infecții respiratorii sau de legate de terenul imunologic al copilului, dar indicația de tratament antibiotic legat o stabilește consultul medicului pediatru sau medicului de familie. Copil care a fost diagnosticat cu boala Lyme, mai este recomandată vaccinarea anti-COVID-19? Vaccinarea anti-COVID-19 nu se recomandă, vorbim de copilul, vaccinarea copilului, vorbim de faptul că nu se recomandă ca orice vaccinare într-o infecție, în prezența unei infecții acute. Faptul că am trecut de convalescența unei boli, nu văd o contraindicație a vaccinării. Depinde de vârsta copilului acum, pentru că vorbim de vaccinare până în prezent, după vârsta de 12 ani, urmând a aștepta autorizarea la 15-11 ani. Bun, și cred că alături de noi se află acum doamna profesor dr. Victoria Aramă. Bună seara, doamna profesor, ne auziți, da? Bună seara, desigur, bună seara! Ce bine că suntem, iată, cu toți împreună. Eu o să tot adresez aici întrebări, mesaje și puteți răspunde pe rând. Că sunteți nou venită, vă salut și o să vă adresez următoarele... Am fost de la început aici, am ascultat prelegerile doamnelor profesori și colegei și prietenei mele, doctorița Drăgănescu, și mi s-au părut că au fost extrem de potrivite pentru audiența dumneavoastră. Vă mulțumim, într-adevăr așa este. Vreau să vă spun că doamna profesor dr. Victoria Rama este președintele Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății. Și în minutele ce urmează, doamna profesor, vă dau cuvântul. Da, aș vrea să transmit un mesaj cât se poate de puternic către părinții care ne ascultă în seara aceasta. Și pentru că ne referim la copii, eu o să încerc să mă refer de fapt la adolescenți. Există niște temeri cu totul nejustificate ale părinților de adolescenți în ceea ce privește vaccinarea lor împotriva COVID-19. Și trebuie să le explicăm, trebuie să le răspundem la întrebări, trebuie să le liniștim aceste temeri care duc, de fapt, la abținerea de la vaccinare.
Și acest lucru, desigur, ne duce în continuare într-o direcție în care vom vedea în continuare zilnic sute de morți. Deci acest tablou sumbru din ultimile luni a trebuit să ne dea de gândit foarte mult tuturor și să înțelegem că depinde de fiecare dintre noi să reușim să ajungem să nu mai avem decese în țara noastră. Pentru că totuși este inadmisibil atunci când există un vaccin, mai multe vaccinuri eficiente, deja de mai mult de aproape un an, noi să avem în continuare atât de multe decese dintr-o teamă nejustificată referitoare la vaccinurile anti-COVID-19. Și mesajul către părinți, către copii, către populație, la modul general, este acela să ne asculte pe noi, cei care lucrăm în acest domeniu și știm despre ce este vorba, și să nu mai preia cu ușurință, eu știu, toate sfaturile sau toate ideile care circulă pe rețelele de socializare, care s-au dovedit, după cum bine se vede, false și care au condus la aceste mari pierderi de vieți umane în țara noastră. Deci mesajul este unul cât se poate de clar, că ar trebui vaccinați toți cei care au împlinit vârsta de 12 ani. Dacă ne referim, sigur, la vârsta fragedă, dacă ne referim la adulți și vârstnici, ei ar fi trebuit să fie de mult vaccinați. Într-adevăr. Iar pentru cei care au prima și a doua doză, făcut și boost-ul, cea de-a treia doză? Desigur, dacă sunt mai mult de 6 luni de la cea de-a doua doză, ar trebui să o facă cât de curând sau cât mai repede și pe cea de-a treia. Bun. Vă propun să mai răspundem mesajelor, pentru că sosesc foarte, foarte multe mesaje și aș vrea să apucăm să răspundem tuturor. Iată, copil de 5 ani a răcit, i-a trecut, dar după o săptămână i-a revenit tusea seacă fără alt simptom. Ce este de făcut? Să răspund eu ca să... Vă rugăm, doamna profesor. De multe ori trebuie să luăm în calcul că un lucru care nu este cupat, nu este stins cum trebuie, el de fapt nu revine. Este practic aceeași problemă care în mod neacademic este un fel ascunse sub preș. Și vorbim în acest sens atât de simptome care nu sunt tratate pe toată umbrela de fapt a mecanismului fiziopatologic, și acest lucru se întâmplă atât în infecțiile respiratorii ușoare sau, de exemplu, într-o exacerbare, de exemplu, a astmului, în orice patologie în care nu te duci pe tot mecanismul, pentru că de cele mai multe ori absența sau liniștirea unui simptom nu înseamnă neapărat că ai liniștit cu totul și patologia respectivă. Este puțin probabil ca într-o perioadă atât de scurtă să poți să reactivezi un alt focar. Contează foarte mult și revin la mesajul pe care doamna profesor Pesca l-a adresat, mai ales când se intră în colectivități, responsabilitatea aceasta umană pe care o avem din noblețe de a nu aduce un copil bolnav în colectivitate și de a respecta pe cei din jur, de cele mai multe ori este o continuare a afecțiunii anterioare, mai ales când durata este foarte, foarte scurtă. Rar se întâmplă să supraliciteze, dar suntem în pandemie și trebuie să fim foarte vigilenți, pentru că în pandemie, peste o infecție respiratorie care n-a fost SARS-CoV-2, oricând se poate suprapune infecție SARS-CoV-2. Mulțumim pentru răspuns. Iată un alt mesaj interesant. Copilul este vaccinat anticovid în decembrie. La cât timp îi pot face vaccinul HPV? Se face a treia doză de vaccin COVID la 14 ani? Mulțumesc! Deci, înțeleg că este vaccinat COVID și întrebarea este când poate face vaccinul anti-HPV. Exact. Și dacă pe urmă mai târziu trebuie să facă și a treia doză la 14 ani? La a treia doză de vaccin anti-COVID? Exact. A treia doză, dacă n-am înțeles vârsta copilului. 14 ani. 14 ani. Sigur, trebuie să facă doza de booster, este recomandată și adolescenților. Deci nu văd de ce nu. Iar legat de vaccinarea anti-HPV, ea poate fi făcută oricând după vaccinarea anti-COVID. Pot fi făcute chiar și simultan, unul la un vaccin la un braț și celălalt vaccin la celălalt braț. Sau distanțate la un interval de 2 săptămâni. Deci nu există niciun fel de interacțiune negativă între ele.
Bun, mulțumesc și pentru acest răspuns. Iată un alt mesaj. Avem o fetiță de 3 ani și 9 luni. De fiecare dată când intrăm în colectivitate, începe să-i curgă nasul. Mucișorii pot fi datorați faptului că fetița noastră aproape în fiecare zi plânge fix în fața porții grădiniței. Totodată este bine că o spălăm cu apă de mare, batista bebelușului în aspirator dimineața cam de 2 ori, după ce vine de la grădiniță și seara de alte câteva ori. Doamna profesor Pleșca, poate răspundeți dumneavoastră. Eu sunt aici și chiar uitându-mă la doamna profesor Aramă, m-am gândit că e momentul să intervin și eu. Întotdeauna când plângi, secrețiile nazale și oculare sunt concomitente. Dar una e una și alta este când el are o creștere a secrețiilor nazale, în termen medical rinoree. Și asta înseamnă că trebuie să fiu foarte atentă la un element. Orice copil care are semne de infecție acută respiratorie, cu cât e mai mic, cu atât are șanse să-și îmbolnăvească urechea. Și atunci nasul trebuie bine spălat, curățat și aspirat. Dar nu exagerat de mult, ce am făcut aceste comentarii în cadrul prezentării mele. Mulțumim, mulțumim și pentru acest răspuns. Un alt mesaj, aspirarea nasului cu batista bebelușului este recomandată? Dacă da, cât timp, minute trebuie menținută asupra copilului și cât de des în timpul unei zile? Este foarte interesant un articol publicat de către cei de la Academia Americană de Pediatrie și fac această precizare pentru că la un moment dat a fost o întrebare venită pe chat referitoare la un copil cu o bronșiolită și tratat în același timp cu Ventolin vreo peste o săptămână plus fluimucil. Sunt câteva mesaje care trebuie specificate. În primul rând că nu trebuie să facem abuz de babețica sugarului, adică de aspirarea secrețiilor. În al doilea rând că întotdeauna ne vom regla comportamentul în funcție de vârsta pacientului, de intensitatea secrețiilor nazale și de disconfortul pe care îl prezintă acestea micuțului pacient. Știut fiind faptul că sugarul, de exemplu, și copilul foarte mic, un an, doi, nu știe să respire pe gură, ori obstrucția nazală poate pricinui un mare disconfort. Și de aici atitudinea. Făceam mențiuni vis-a-vis de recomandările celor de la Academia Americană de Pediatrie că totuși trebuie să existe o oarece înțelepciune, chipzuință în a nu abuza de niște manevre care pot să aducă mai multe prejudicii decât beneficii copilului prin leziunile produse la nivelul unei mucoase oricum afectate, inflamate și în felul acesta o creștere a obstrucției și un disconfort major al copilului. Bun, mulțumim. Copil de un an și 3 luni este sub tratament cu aerosol, cu Ventolin și fluimucil pentru bronșiolită acută. Mai avem încă 4-5 zile de tratament. Ar trebui să facem niște raze la plămân după terminarea tratamentului sau este de ajuns să mergem la control pediatric? În primul rând că există niște criterii de stabilire a gradului de severitate a bronșiolitei. Că peste 70-80% din copiii care au bronșiolită, în paranteză, nu pot folosi acest diagnostic de boală la un copil mai mare de 2 ani, adică de 24 de luni. Marea majoritate a acestora fac forme ușoare moderate de boală și cum ar fi să parafrazez din mari autori, aceste forme nu necesită tratament. Aerul, adică respirația într-un mediu prielnic care să oxigeneze copilul ar fi o idee și de asemenea controlul febrei care prezentă fiind poate determina o polipnee, adică o respirație frecventă care să agraveze tabloul clinic. Mi se pare destul de neînțelept să folosesc Ventolin în combinație cu un fluidifiant al secreților când vorbim de un copil așa de mic. Pentru că de fapt interesul nostru este acela de a desface, de a reduce edemul și nici de cum de a crește secrețiile, pentru că acestea vor determina
obtuse, exagerată, productivă, disconfort pentru copil. Legat de Ventolin, Ventolinul chiar se face o precizare foarte clară. Nu se recomandă la copiii cu bronșiolită, decât dacă dorim în primul rând să vedem reacțiile adverse, hipertensiune, tahicardie, agitație, chiar unii descriu și insuficiență cardiacă, și să creștem costurile tratamentului. Deci un impediment vis-a-vis de copil. Folosim într-adevăr această medicație în cazuri extreme, forme foarte severe, care bănuim că sunt expresia debutului precoce a unui astm bronșic. Deci întotdeauna noi ne modulăm conduita terapeutică ținând cont de pacient. Nu toți sunt un șablon. Fiecare copil are forma lui de boală, are anamneza lui, are caracteristicile somatice ale lui, are vârsta lui și în funcție de asta vom adopta o anumită conduită. Dar a da unui copil Ventolin o atât de lungă perioadă în combinație cu un fluidifiant, nu le regăsim nicăieri aceste recomandări în tot ceea ce noi ar trebui să facem. Că despre expunerea radiologică, iarăși un mesaj pentru părinți. A expune un copil la radiații pentru a face o radiografie degeaba este un risc suplimentar. El cantonează aceste raze care la un moment dat pot declanșa apariția unor manifestări inclusiv maligne. Deci, la acest moment nu se recomandă în forme ușoare, moderate, radiografie, eventual ecografie pulmonară, dacă ceva s-a întâmplat, s-a agravat, are niște modificări auscultatorii și așa mai departe. Mulțumim foarte mult și pentru acest răspuns. Iată un alt mesaj, am înțeles bine că și vaccinul anticovid poate să se asocieze cu orice alt vaccin? Da, ele, sigur, depinde acum despre ce alte vaccinuri vorbim, despre ce vârste, dar în principiu nu sunt contraindicații de a se administra. Se recomandă chiar administrare concomitentă, pentru că este foarte important ca să asigurăm o protecție cât se poate de bună pentru cât mai multe boli cu transmitere respiratorie, mai ales în aceste zone al anului. Dacă vorbim de vaccinul antigripal, există chiar recomandări ferme în a se putea efectua concomitent un vaccin anticovid la un braț, vaccin antigripal la celălalt braț sau vaccinul antipneumococic care previne complicații pneumococice după gripă sau după COVID-19. De asemenea, poate fi făcut concomitent unul la un braț, celălalt la celălalt braț. Care sunt contraindicațiile vaccinului COVID la copii? Un alt mesaj. Nu există contraindicații ale vaccinului anticovid, cu excepția situației în care copilul sau persoana respectivă a făcut o reacție alergică severă de tip șoc anafilactic la prima doză sau la ceva din compoziția vaccinului, lucruri care sunt extrem de rare. Sigur că dacă vorbim de copii, mai putem vorbi de niște precauții, să nu aibă o boală respiratorie, o infecție respiratorie acută cu febră sau altă infecție cu febră în momentul respectiv, să temporizează puțin până trece febra. Dar mesajul important este că nu avem contraindicații. Practic asta trebuie reținut. Sunt tot felul de, eu știu, ipoteze false care circulă fără niciun fel de dovezi științifice în spate și toate acestea vor trebui încet, încet cumva desființate, pentru că ele nu fac decât să împiedice sau să existe temeri față de vaccin și populația să nu se vaccineze. Mulțumim și pentru aceste precizări foarte, foarte importante. Iată un alt mesaj, doamna doctor, ni se recomandă deseori de către medicul de familie nebulizare pentru copil de 3 ani, fie cu adrenalină, cu dexametazonă, Flixotide sau Ventolin, chiar și pentru infecții respiratorii pentru care analizele nu au reliefat infecții evidente. Când ar trebui noi părinții să facem astfel de aerosol copiilor? Mulțumim tare, tare mult! După Doina. Mulțumesc, mulțumesc, Roxana. M-a incitat foarte mult această întrebare. Îi mulțumesc extraordinar de mult părintelui pentru că mi-a ridicat mingea la fileu. Diagnosticul unei boli respiratorii e clinic în primul rând.
Analizele ne pot ajuta sau, mai bine zis, ne pot încurca. Ca noi să asociăm atât de multe medicamente unui copil este hazardant, dacă nu agravant, în ceea ce înseamnă boala copilului. Cum se dau pentru o infecție înaltă, adică îmi curge nasul, sunt roșu în gât sau am laringită sau traheită? Ah, da, dacă este vorba de o laringită, într-adevăr ar trebui să-i dau un corticoterapic local pentru a reduce edemul, dar în rest nu se justifică. Cum se dau un bronhodilatator dacă el nu este astmatic? Da, dau o adrenalină unui copil mic, sugar, care are o bronșiolită, formă severă, pentru a reduce din intensitatea simptomatologiei. Deci, așa cum spuneam anterior, nu sunt șabloane în medicină și asta e partea dificilă și în același timp frumoasă a medicinii. Te adaptezi în funcție de cunoștințele pe care le ai validate științific fiecărui pacient. Cu alte cuvinte, personalizez tratamentul în funcție de fiecare pacient. Da, am sărit așa la mantinelă și am lăsat-o pe Dana. Eu am două precizări. Unul legată de, sunt cu totul de acord, noi suntem toți așa într-un consens în aceste nebulizări. În primul și în primul rând, mă întorc la dexametazonă. Aici este... Mă întorc la ideea de out of label. El, dexametazona nu are indicație de nebulizare și întotdeauna recomand călduros părinților, indiferent ce indicație primește, de la orice medic, prima condiție este să deschizi un pic prospectul și să te uiți în el. Are indicație pentru vârsta respectivă? Nu are indicație pentru vârsta respectivă. Acum, ideea este că dexametazona nu are indicație de a fi administrată în nebulizare. Există alte substanțe pe care le putem administra în nebulizare, dar nu dexametazona. 2. Excesul de nebulizare nu face bine la nimeni. Pentru că mai nou s-a ajuns în resuspendarea în soluții a tot felul de substanțe pe care am ajuns la un moment dat să... Văd copii care primeau nebulizare cu substanțe uleioase, deci erau, nu știu ce, uleiuri eterice, care făceau bine să le suspendau și aveau risc de aspirație. Iar 3, adrenalina este o problemă aparte și foarte importantă. Recurgerea la adrenalină la domiciliu, teoretic, nu ar trebui să fie permisă. Ea este un medicament care eminamente este al spitalului. Da? Administrarea ei poate să facă foarte mult rău la domiciliu. Nu ai șansa să intervii dacă un copil face o reacție majoră și poate să ajungă în stop cardiorespirator. Deci, practic, nu administrăm adrenalină pentru că scrie pe vreun site, pentru că ni se potrivește afecțiunii respective și pentru că eu consider că am dat-o. Iar la ce a spus doamna profesor, dacă avem doar afecțiune, doar ne curge nasul, de ce să punem atâtea soluții, atâtea substanțe, atâtea, e un cumul de medicație, e o supralicitare de medicație, același lucru se întâmplă și când dăm un antibiotic. Tot timpul spun, este o regulă, așa, mnemotehnică în medicină, dacă întindem palma și întindem palma micuțului, întindem palma noastră, atâta este ficatul. El este o uzină. Tot ceea ce gestionăm trebuie să metabolizăm acolo. Nu putem să băgăm așa ca în stat. Pentru că, în final, avem un mecanism fiziopatologic. Dăm pentru ceva, deci dăm pentru ceva și țintim în ceva. Mulțumim, iată, precizări foarte, foarte importante de care sper ca părinții care ne urmăresc și mai ales părinții care au adresat mesajele să țină cont, pentru că, iată, sunt lucruri extrem de importante pe care le-ați spus. Unui copil de 12 ani căruia i s-a administrat vaccin antigripal, la cât timp după îi se poate administra vaccinul anti-COVID? Cred că deja am răspuns, dar poate să repetăm. Am răspuns, doamna profesor Aramă, într-un mod impecabil, în aceeași zi, dacă se putea, ar fi fost ideal. Exact. Orice se poate face în același timp este ideal. Nu există. Ele se pot suma. Mulțumim. Copil care este pe tratament cu singuler, acesta ar putea interacționa în vreun fel cu vaccinul anti-COVID? Mulțumesc. Nici vorbă. Este o întreagă, să spunem, dispută legată de o moleculă foarte dragă nouă, mai ales pediatrilor, Montelukastul, folosit de niște ani buni
care din nefericire în urmă cu un an, 2020, a primit un black box, adică o semnalare negativă. Ce înseamnă? Înseamnă că dacă e decizia să recomanzi această medicație la copii, la care există suspiciunea pe tablou clinic, pentru că vârsta mică nu-ți permite a face investigații paraclinice de astm indus viral, apoi trebuie să atenționezi cu foarte mult și să insiști asupra citirii de către familia reacțiilor adverse, datorită faptului că există pacienți pediatrici care pot dezvolta grave tulburări de comportament și, din nefericire, la adolescenți lucrurile sunt mult mai complicate și nu vreau să insist asupra acestui aspect. Mulțumim și pentru acest răspuns. Vreau să vă citesc iată un mesaj foarte drăguț din partea Danielei Popescu. Bună seara, vă mulțumim pentru toate informațiile transmise. Vă ascultăm și urmărim din Paris. Felicitări organizatorilor. Iată că părinții sunt alături de noi de peste tot din orice colț al lumii. Mulțumim și noi. Un alt mesaj. Fetița mea are 2 ani și o lună. Pot să-i dau fetiței mele Loroblis cu caracter preventiv? Da, răspunsul este da. Când la cei mici se dă pe suzetă, e mult mai ușor să mai e suzeta dacă mai este pe suzetă, dacă nu se poate da și în lichid resuspendat. Dacă este mai mic, se pune pe suzetă și se suzeta în apă și se poate gestiona așa administrarea. Da, se poate da în prevenție. Important este să nu fie preventiv, a întrebat foarte bine doamna și mulțumesc, este profilaxie. Poate să ajungă între o lună și 90 de zile în profilaxie. Când ajunge în faza acută, se evită zona cu antibioterapie. Dar, cum spuneau foarte frumos colegele mele, în infecțiile respiratorii gestionăm în proporție de 80-90% zona de viral și întotdeauna suntem atenți când copilul mișcă spre sau schimbă direcția spre o formă mai severă a afecțiunii și atunci ne adresăm medicului specialist cât mai repede posibil. Mulțumim și pentru acest răspuns. Mai luăm un mesaj. Dacă testul de anticorp demonstrează existența acestora, se mai recomandă administrarea dozei a treia? Bănuiesc, da, de vaccin anticovid, bineînțeles. Da, și aici trebuie menționat un lucru, că niciun ghid internațional de nicăieri din lume nu face această corelație sau nu condiționează vaccinarea sau rapelul de un titlu de anticorp. Nici măcar nu s-a definit până acum un titlu de anticorp care să fie protector. Nu știm care este acesta și, prin urmare, având în vedere că în țara noastră se fac acum teste serologice pentru SARS-CoV-2 în foarte multe laboratoare cu divers și reactivi, nu știm de unde și cum aduși, cu rezultate și cu limite de referință diferite. Deci sfatul nostru ar fi acela că nu are sens practic să ajungă să facă aceste teste, pentru că ele nu pot avea decât o valoare pur orientativă. În niciun caz nu condiționăm vaccinarea de prezența sau absența titlului de anticorp. Mulțumim și pentru acest răspuns. Un alt mesaj, fluimucil pentru tuse seacă la 5 ani, copil de 5 ani este în regulă dacă micuțul nu are secreții, deci nu-i curge nasul. Cine răspunde? Hai să intervin eu. Vă rog, doamna profesor. Ideea, ne-am născut cu mucoase lubrefiate și o să încep de aici, că este mult mai important. Pentru că este foarte important să avem mucoasele umidifiate, adică indiferent că vorbim de mucoasă nazală, mucoasă oculară și așa mai departe, genitală, etc. Ideea este că acesta asigură un anumit filtru, iar pentru mucoasa respiratorie ne trebuie acea mișcare acelui escalator, acelui covoraș cu microcili, care să fie impecabil, deci care să facă acea mișcare de du-te-vino, încât să realizeze epurarea particulelor foarte mici și să nu le lase să ajungă cât mai adânc la nivel pulmonar. Da? Deci acela este unul din principalele noastre sisteme de apărare, alături de tuse. Tuse este un mecanism reflex de apărare într-o primă fază. În momentul în care intrăm cu soluții hipertone, cu mucolitite, să știm ce vizăm. Dacă există secreții, este indicat să dăm o terapie mucolitică ca să spargem, să rupem. Știți, ca și copiii aceia care v-am spus că se țineau de mână, să reușim să desfacem această viscozitate a muscusului și să poată
și să poată, să poată exprima foarte ușor aceste secreții, în condiții în care noi suntem 60-70% apă, deci practic apa este foarte importantă în organism. O să spun imediat că am ocolit un pic ideea. Dacă dăm, de exemplu, o soluție și insistăm, de exemplu, în nebulizare, m-am întors așa ca un leitmotiv în nebulizarea asta în exces, dacă dăm orice soluție în nebulizare în exces și uscăm agresiv mucoasa respectivă, este un inconvenient foarte mare pentru mucoasa respectivă și va reacționa insistând prin accelerarea, prin scăderea capacității de apărare, pentru că, de exemplu, dai soluții care îți usucă acea mucoasă, organismul normal că începe să reacționeze și poate tusea se agravează. Atâta timp cât dedesubt este o secreție și vrei să rupi, să desfaci cu mucoliza acest lucru, da, dacă ne referim la medicamente care nu sunt doar anti, nu sunt doar mucolitice, deci doar scindează mucosul, așa cum este și flimiciul. Sunt medicamente din categoria acetice, serine, flimiciul și așa mai departe, care sunt pe mai multe paliere de acțiune. Deci mecanismul lor fiziopatologic nu este doar mucolitic, el este și antiinflamator și bacteriostatic. Și probabil că medicul, când a gândit acest lucru, a gândit vizând și celelalte paliere. Mulțumim pentru răspuns. Un alt mesaj, iată, în cazul în care o persoană este alergică la medicamente, poate face vaccinul anti-COVID-19? Da, depinde acum, sigur, trebuie să le nuanțăm un pic. Dacă sunt niște alergii simple, care au constat doar în niște erupții ușoare după anumite medicamente, sigur trebuie să ajungă la centru de vaccinare să spună acest lucru și acolo va fi evaluat și de către medicul din centru de vaccinare. Foarte probabil că vaccinul va fi făcut cu mențiunea că va trebui să rămână în centru de vaccinare sub supraveghere 30 de minute în loc de 15 minute pentru a se urmări dacă apare sau nu o reacție alergică. Practic, vă spuneam că trebuie să fim precauți atunci când persoana spune că a avut un șoc anafilactic, care înseamnă forma cea mai severă de alergie, care de obicei se tratează în spital și de foarte multe ori persoanele sau, mă rog, populația face o confuzie, adică spune șoc anafilactic la ceva ce nu a fost șoc anafilactic. De aceea este foarte important să anunțe medicul de la centru de vaccinare, să descrie exact ce reacție alergică a avut, tocmai pentru ca medicul respectiv să evalueze cât se poate de corect situația. Mulțumim și pentru acest răspuns. Revine, iată, mămica ce ne scrisese de copilul cu bronșiolită și ne întreabă acum ce este de făcut. Întrerupem tratamentul cu Ventolin și Fluimucil și mergem la alt pediatru. Ce îmi recomandați, vă rog frumos? Evoluția clinică este răspunsul pentru mamă. Dacă evoluția clinică este bună, atunci este de preferat să oprim. Ventolinul nu se justifică decât în anumite circunstanțe și nu mai mult de 3 liniuțe 5 zile, așa cum am menționat anterior. Nu neapărat că el trebuie să fie dus la un alt pediatru, ci practic noi trebuie să oprim o medicație care nu se impune cazului prezentat. Mulțumim și pentru această precizare. Iată, Diana Alina ne întreabă cum aflăm dacă este alergic la vreun component din vaccin copilul și, bineînțeles, fără să existe riscul să facă, fără ajunge la șoc anafilactic. Deci cum ne putem da seama dacă este alergic sau nu? Deci vaccinurile, dacă ne referim la cele cu ARN mesager, care sunt cele mai utilizate, conțin niște excipienți sau niște ingrediente pe lângă ARN-ul mesager, care sunt niște substanțe pe care noi le întâlnim extrem de frecvent în jurul nostru și cu care venim atât de des în contact, încât dacă ar fi fost să fie alergic la ceva din compoziția vaccinului, ar fi știut foarte probabil. Iar legat strict de ARN-ul mesager, reacții alergice la ARN-ul mesager în toate studiile și publicate până acum sunt extrem, extrem, extrem de rare.
Deci nu trebuie să aplicăm sau nu trebuie să ne gândim, aici e o vorbă românească, cred, cu drobul de sare. Deci trebuie să ne gândim mai degrabă că boala este cea care ar trebui să ne sperie, pentru că formele severe de boală conduc la deces, și să nu ne mai temem atât de mult și mai ales nejustificat de vaccin. Mulțumim și pentru aceste precizări. Iată un alt mesaj interesant. Ar fi înțelept recomandat să facem un anumit set de analize, o evaluare medicală înainte de a lua hotărârea de a ne vaccina copilul anti-COVID-19. Văd aici că se răspunde din cap că nu, dar vreau să și spuneți. Eu cred că ar trebui să completez ceea ce foarte frumos a explicat și clar doamna profesor Aramă, referitor la faptul că, deși ne apropiem de 2 ani de când parcurgem acest război împotriva coronavirusului, noului coronavirusul, noi nu știm totul despre boală. Și când vorbim de populația pediatrică, deși marea majoritate a acestora dezvoltă forme asimptomatice sau forme ușoare de boală, nu știm ce va fi cu cei care vor dezvolta ceea ce se cheamă COVID-ul prelungit, long COVID, și ce sechele vor lăsa, amprente care vor determina niște probleme de sănătate pe termen mediu și lung. Ăsta este poate un argument foarte important care ar trebui să pune pe gânduri părinții. Nimic nu este mai bun decât să prevenim. Și dovada cea mai bună este că marea majoritate a corpului medical a fost primul eșalon care în toată lumea a fost vaccinat. Odată, pentru că era în pericol să se infecteze, și doi, pentru că aveam nevoie de ei să fie prezenți în luptă. Ori ce minte ar putea să gândească că trebuie să scăpăm de doctor și de celălalt personal medical? Ba dimpotrivă. Perfect de acord, doamna profesor. Iată un alt mesaj. Dacă primeam din Paris ceva mai devreme mesaj, iată, suntem urmăriți acum și din Londra. Felicitări pentru această inițiativă, ne scrie mumica din Londra, Ileana se numește, care spune că are o fetiță de aproape 6 luni, nu alăptează. Dacă îi recomandați ceva vitamine preventiv odată ce începem diversificarea? Ca, bineînțeles, pentru o imunitate bună. Un copil eutrofic, deci înțelegând prin asta o greutate normală pentru vârstă și o talie normală pentru vârstă, nu are nevoie decât de o hrană corectă, adaptată vârstei, deci o diversificare corectă, alături de programul de vaccinare plus vitamina D, nimic mai mult. Mulțumim. Iată un mesaj pentru doamna profesor Nemes, se specifică: refluxul gastroesofagian, cum influențează astmul bronșic? Da, mulțumesc. Se poate mulțumesc. Face ceva pentru a rezolva această problemă? Da, mulțumesc foarte frumos pentru întrebare. Refluxul gastroesofagian, practic, este un proces normal. El este un proces fiziologic. Când deplasăm retrograd o parte din conținutul gastric către esofag, da? Se întâmplă acest lucru întotdeauna fără să producă simptome, în special după, să zicem, după mesele voluminoase, da? E ca și un corp scufundat în lichid. Când aceste bariere sunt depășite, da? Și determină apariția simptomelor, deci sunt depășite mecanismele anti-reflux, apare acest reflux gastroesofagian ca și boală, când apar leziune esofagiene și așa mai departe. Da, mulțumesc de întrebare. Refluxul esofagian netratat este unul din principalii factori incriminați în menținerea și în declanșarea simptomatologiei la un pacient care este diagnosticat cu astm și care, în momentul în care este gestionat controlul astmului, adică să nu aibă simptome diurne, să nu aibă simptome nocturne, să reducă medicația de criză și așa mai departe, să nu aibă exacerbări, încât el să ajungă controlat, în multiplele comorbidități care sunt obligatoriu de verificat, este și boala de reflux gastroesofagian care trebuie tratat. Mulțumim pentru răspuns. Un alt mesaj. Iată, cineva întreabă, Ani întreabă dacă alergia la algocalmin reprezintă o contraindicație pentru vaccinare. Este o alergie care necesită internare? Utilizarea de... Scuze.
Mobilizarea de alcocalmin nu îl regăsim în niciunul din protocoale, mai ales în, dacă mă refer la patologia pediatrică. Nu se regăsește. Teoretic, el ar trebui să fie administrat, teoretic, spun, în ceea ce înseamnă durerea și febra. Dar dacă este să parcurgem ghidurile, protocoalele care se tot upgradează, nu-l vom regăsi. Și atunci este prudent să nu-l folosim, lăsând la o parte că la un alergic, la un atopic, un copil care s-a născut cu această caracteristică genetică, folosirea unor medicamente extrem de alergizante poate să fie mortală. Nu mai spun efectele care pot fi determinate la nivel medular cu niște consecințe de asemenea. Deci nu trebuie folosit medicamentul. Nu-l avem în farmacie, nu-l avem în casă, nu-l folosim, nu știm de el. Mulțumim, doamna profesor Aramă, doreați să mai spuneți ceva legat de această întrebare? Nu. Nu. Deci, de acord. Ales, tot ce spune, profesor. Copiilor nu-l folosim. Sunt foarte multe mesaje de felicitare, mesaje de mulțumire pentru toate informațiile oferite. Mai am câteva mesaje și sper să terminăm. Am depășit timpul pe care ni l-am propus pentru întâlnirea de astăzi, însă am spus că facem așa un efort și poate încercăm să răspundem tuturor. Unii medici nu recomandă administrarea de vitamină C, vitamina D, decât după efectuarea unor analize din care reies eventual niște carențe. Ce părere aveți vis-a-vis de acest aspect? Mulțumesc frumos! Societatea Europeană de Gastroenterologie și Hepatologie Pediatrică, ca de altfel și alte foruri internaționale pediatrice, au transmis niște ani în urmă un mesaj. Evaluarea vitaminei D nu reprezintă un target, adică nu pe toată lumea evaluăm. Evaluăm într-adevăr copiii care au semne clinice evidente. Orahitismul reprezintă o boală care se manifestă clinic la un pacient cu deformări craniene, toracice, la nivelul membrelor. Deci a face analize înainte de nu cred că se justifică. Mulțumim. Iată, mai avem un mesaj. Ar fi utilă o altă sesiune precum aceasta în școli, în ședințele cu părinții, adresată punctual acestora, prin care toate aceste informații să fie diseminate. Sunt utile și mulți au temeri legate de vaccin. Poate că asemenea discuțiile ar fi de folos și ar determina să-și vaccineze copiii sau să-și schimbe atitudinea față de vaccin. Mulțumesc. Iată, un mesaj foarte interesant din partea unei mămici, presupun. Mai sunt întrebări, văd că sosesc mesaje în continuare. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Iată, am avut mare, mare succes cu întâlnirea noastră de astăzi. O să răspundem tuturor pe Facebook, pe YouTube, pe site. O să ne oprim pentru astăzi, dar promitem că vom mai continua și altă dată. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați participat, doamnelor profesori care au fost atât de generoase în a dărui atâtea informații și sfaturi utile. Mă bucur că am fost prezenți cu toții. Vreau să le mulțumim și sponsorilor Vifor Pharma, Energy, USP România și Dr. Fito, dar și partenerilor media, Ella Travel, English Kids Academy, Clinica de Nutriție Kilostop Junior, care au făcut posibil acest eveniment și nu în ultimul rând mulțumim organizatorilor Ella Congress and Events, echipei sufletiste și inimoase care organizează aceste evenimente minunate. Vreau să încheiem cu toții această seară cu un gând pozitiv și anume cu speranța că inovațiile medicale vor controla în curând virusul și vor stopa pandemia aceasta cauzată de COVID-19.
Îmi doresc din suflet acest lucru și cred că și voi vă doriți cu toții. Ne dorim să creștem în continuare această comunitate frumoasă de părinți informați pentru a avea grijă de cei mici, de copiii noștri și pentru a le pune la dispoziție un mediu sănătos și frumos în care ei să se dezvolte. Așa că îmi doresc din suflet să ne urmăriți în continuare pe pagina de Facebook Societatea Părinților sau abonați-vă la newsletterul nostru pentru a primi informații despre toate evenimentele organizate de noi. Sunt Simona Dragomir, vă mulțumesc din suflet încă o dată tuturor pentru participare. Vă doresc din suflet să aveți o seară frumoasă și un weekend minunat pentru că începe, a început. Să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră și data viitoare să ne revedem cu toții sănătoși și voioși. Vă mulțumesc! Pe curând! Și pe noi! Curând. La revedere! Seară bună! La revedere! La revedere! La revedere! Seară bună! Asemenea, la revedere! La revedere!